și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Primii doi pași ca să fii sfânt, părăsește orice anturaj care produce păcat. 2. Fii precaut. Al treilea pas foarte important. Perseverează în disciplinele spirituale. Dacă vrei să fii sfânt și ai încetat să te mai rogi, să știi că deja trăiești într-o iluzie. Deci eu nu cred în pocăința unui tânăr, a unui adolescent, care nu se mai roagă. Dacă la biserică îți găsești alte activități în timpul rugăciunii, te afli pe o pantă abruptă care se va termina cu căderea. Dacă nu te mai rogi acasă, dacă rețelele de socializare îți fură timpul pentru rugăciune, dacă nu mai ai o dăiță în care să stai personal de vorbă cu Dumnezeu, deci efectiv ai o problemă, în primul rând trebuie să o știe Dumnezeu înainte la mama, înaintea tatălui tău fizic, trebuie să o știe tatăl tău din cer, adică Dumnezeu. Orice problemă, tu trebuie să o aduci în fața lui Dumnezeu cu descriere detaliată. Să vii în fața Domnului, să-i spui, uite, persoana cu tare nu mă suportă, am primit un mesaj care mi este calumniator, nu pot să văd cu ochi bun persoana cu tare, mi-e frică de viitor, am emoții pentru ce se poate întâmpla în dreptul vieții mele. Dragii mei, dacă am înțelege că rugăciunea nu e un mod prin care noi avem un fel de monolog, tot povestim și asta ar ajuta foarte mult. Pentru că să știți că psihologii în dreptul creștinilor n-ar mai avea de lucru dacă creștinii autentici s-ar ști ruga. Deci să știți că cel mult pastorii și prezbiteri, adică slujitorii, consilierii spirituali ar avea de lucru, dacă am învățat cum să ne rugăm. Multe dintre conflictele care sunt într-o familie sunt generate de faptul că membrii familiilor nu se mai roagă. Ai o problemă. Ai o părere divergentă cu cineva, spune-i Domnului. Du-te în prezența lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu detalii despre situația prin care tu treci. Acest mod prin care tu detaliezi viața ta, asta înseamnă că tu îți descarci povara sufletului tău, interiorul tău este descărcat înaintea Domnului. Tu îi spui lui Dumnezeu ce nu poți să-i spui vreunui om, ce dacă ai spune altora ar crea groznicii. Ar naște monștri. De ce credeți că psalmii sunt creați cu adânci situații de vorbă? De exemplu, să li se rupă dinții în gură. Păi dacă aș veni la amvon și aș zice la cutare categorie de oameni să li se rupă dinții, aș zice că am probleme, nu? Și chiar aș avea. Dar tu știi că în rugăciunea ta poți să-ți verși tot focul inimii tale, interiorul tău, problemele tale interioare, să îi le spui lui Dumnezeu. Când tu îi le spui lui Dumnezeu, se întâmplă o minune. Pe lângă faptul că începi să vezi corect perspectiva altuia care e împotriva ta până atunci, din perspectiva ta, tu deja știi cum să vorbești cu persoana aia. Tu simți ce duc stă în spatele acelui om care te-a calomniat. Tu realizezi care o frustrare, că e o frustrată, care are probleme mari familiale, că el a trecut prin situații grave, poate a avut gânduri suicidale, poate ai fost prima persoană la care și-a turnat tomberonul spiritual, viața lui, vacarmul lui, problemele lui. Și când tu comunici cu Dumnezeu despre persoana aia, începi să ai o altă optică, gândești diferit. Tu nu mai stai cu mitraliera să-l împuști. Tu-l vezi în adevărată situație gravă în care e el, ți-e milă. Te gândești, mă, dacă aș fi trecut eu prin asta, dacă mie îmi pleca cineva drag, dacă și deja tu ai perspectiva lui Dumnezeu pentru persoana aia și uită că deja ai biruit în conflict. În loc să-i răspunzi la mesaj că-ți tremură degetele pe taste și pe task screen, tu te rogi și zici, Doamne, ce să-i spun? Ce să-i răspund? Să tac? Sunt persoane la care nu trebuie să le răspund numai după 2 săptămâni. Le dau sin. Și recunosc că uneori le dau unread. Adică n-am putut citi cu adevărat. Că ce-o scris nu e ok. Nu mi-am asumat.
La alții le dau arhivare. Am vreo, nu știu câte grupuri, mesaje. Persoane care le arhivez. La care Duhul Sfânt îmi zice, după vreo 3 săptămâni la unii, deschide-le acum mesajul. Că li s-au dus nervii. Sunt momente în care, nu știu cum să vă explic, dar eu n-am semnal la telefon, dar nu-mi blochez telefonul. Amintesc că la un moment dat mergeam în Bistrița, județul Bistrița, Năsăud, eram la o mormântare și în zona aia nu era semnal. Și o persoană mă căuta disperată să mă sune, să-mi spună și să-mi spună iară. Și iară să-mi spună. Dar eu eram la căpătuiul mortului. N-aveam semnal. Nu din cauza mormântării. N-aveam semnal. O trecut slujba, o mai trecut încă o vreo jumătate de oră cât am stat la masa aceea și după am urcat în mașină și am prins semnal. Și am văzut un apel pierdut de la o persoană care mi-a dat seama că a avut gânduri periculoase. I-a dat un apel, nu mai a avut ce să zică. Nu mai a vrut să vorbească cu mine. O găsit pe altul. Tu roagă-te. Tu pregătește-ți terenul în anumite situații. Astăzi te rogi pentru mâine și spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă mâine vine peste mine un conflict, dacă mâine mă întâlnesc cu o persoană care are de gând să-mi facă rău, Doamne, te rog, mișcă inima, fă ceva, nu, să nu fiu acolo. Dacă cineva și-a planificat să te atace, chiar fizic, tu spune Domnului, Doamne, fă-mă cumva să n-ajung pe drumul ăla, du-mă pe altă intersecție. Schimbă Waze-ul, fă ceva. Dă reconfigurare de traseu. Adică vorbește cu Dumnezeu, să știi că rugăciunea face minuni. Și vreau să spun ceva. Atât de mult trebuie să te rogi și să perseverezi în rugăciune, încât îți rostesc o binecuvântare. Fii atent că e binecuvântare. În seara care urmează după o zi în care nu te-ai rugat, să n-ai somn. A zis cumva amin? Vedeți că v-ați zis-o, dacă nu dormiți la noapte, să știți, zice. Încă la noapte mai ține, că ți-am amintit, dar dacă după 2 săptămâni, din toată n-ai somn pe la ora 3 dimineața, amintește-ți de predicatorul care e pe la mic și e agitat, da? Care ți-a zis că nu te rogi, nu dormi. Și ia să te învârți ca un șurub prin pat și să-ți treacă prin memoria amintirile și gândurile și să... Bă, nu m-a rugat azi. Ok, pune-te în genunchi. Ți-e frică? Pornește-ți telefonul. Sunt fetele la care le frică cu becul stins. Nu-i problemă. Dar pornește-ți lanterna. Roagă-te cu becul aprins. N-am problemă. Dar roagă-te. Nu te mai rogi? O să devii mai irascibil, mai sensibil... Ușor de atacat, ușor de enervat, ușor să-i dai replica. Știți cum e? Ușor să taci când n-ai ce spune. Unii spun și versuri când n-ai ce spune. E ușor să taci. Dacă în Saul își ia sulița și ăsta nu prea are țintă, da? Și vrea să-l prindă pe David și zice, acum cu toate cântările lui și cu harpa, cu degetele pe harpă, îl prind între corzi, pac! Să-l străpung în perete. Și David are senzori spinți, Duhul Domnului peste el. Ăsta nu știe doar să cânte, știe să-și ferească. Aviz amatorilor. Când vezi că cineva vrea să te omoare spiritual, ferește-te, nu sta acolo. Și fii mai dreapt, mai în stânga, mai apleacă-te, mai fă de mare mic. Nu trebuie, nu contează. Înțelegi? Și David, când prinde sulița din perete, ăsta putea să țintească unul din armata lui, un fir de păr de la distanță, cu praștea. L-a prins pe Goliat. I-o dat unde n-avea arme. Exact acolo. Și David ia sulița și zice, acum hai, transmisie live. L-am omorât pe omul care nimeni cu Domnul. Așa au zis. Au zis, nu. Eu mă lupt cu Saul în timp ce crez psalm de rugăciune. Mormărește dușmanul meu, Doamne, am fost prins legăturile mormântului, m-am înfășurat legăturile morții pe frunte, transpir, simt sudorile morții. Eram pradă necazului și nenorocirii, zice David, în psalmul care era rugăciune, de fapt. Dar, în strâmtorarea mea, am luat sulița și l-am lovit înapoi. Nu, am strigat pe Domnul. L-am căutat pe Domnul. Roagă-te! Veți deveni bărbați, adică tați și mame. N-a zis amin. Doamne ajută să fiți. Și dacă nu v-ați învățat în adolescență și în tinerețe să vă rugați, va fi foarte greu. Nu da telefon când ai o problemă. Nu căuta un om la care să-ți verși, că-l faci tomberon din perspectivă spirituală. Și dacă nu-i slujitor, nu poate duce povara ta. Dar du-te în camera ta și roagă-te. Roagă-te. Și mai stai. Dacă trebuie să stai o oră, nu-i problemă.
Dacă trebuie mai mult, roagă-te. Spune lui Dumnezeu: Doamne, uite, asta-i. Nu pot suporta asta, nu pot suporta asta, mi se întâmplă asta. Am ajuns așa, de minune, Doamne. Nu mă pot vedea în societate. Spune lui detalii. Vrei să fii sfânt? Perseverează în rugăciune. Vrei să fii sfânt? Perseverează în citirea Bibliei. Cartea asta nu-i pentru pastori. Nu-i carte doar de bibliotecă. Nu-i să bată bine biserica sau familia ta. Cartea asta e pentru muritori ca tine și ca mine. Uite, îți doresc din toată inima să n-ai somn în seara care urmează după o zi în care n-ai pus deloc mâna pe Biblie. Și când zic că n-ai pus mâna pe Biblie, nu mă refer doar fizic. Poate ai luat-o de pe telefon, nu știu din ce context. Tu îmi zici: frate, eu sufer, nu pot citi. Crezi tu că nu poți? Există aplicația e-Biblia pe telefon care îți citește. De drum pe boxă. Lasă să citească. Dar între timp nu vorbi la 5 telefoane, că zero. Lasă-l numai pe el să vorbească. Și asta e un mod prin care citești. Dacă așa e conjunctura jobului tău, pune o CD cu o cântare. Dar înainte să pui cu o cântare, pune cu cuvântul. Cuvântul ăsta auzit. Nu pune numai predici, pune Biblia. Mâna sus cine are cel puțin o aplicație de Biblie pe telefon, hai, vă rog. Hai. Restul, n-aveți Mega? Facem o colectă cumva? Dezinstalați-vă. Sper că n-aveți jocuri, băieți. Bă, ferească Dumnezeu. Unul de 30 de ani să juca Counter-Strike. Dă-te pe împușcături. Și să mai merea că nu sunt soară. Păi, nevastă să teme cum puști. Ce să mai faci? Când trebuie să legem copilul, să-l aleagă, da? Tu crezi că e Minecraft? LOL, GTA? Nu mere. Sper că azi, când ajungeți acasă, dar numai băieții au probleme cu jocurile? O râs prea tare fetele. Și fete care să joacă, domne ferește. Ore în șir stau. Stai scăzi la levelul 425. Revino-ți, omule. Revino-ți. Uite, are cineva curajul să spună în gând, să răspundă la această provocare sfântă, că din seara asta nu se mai joacă nici un minut pe telefon? Nu ridicați mâna, dar gândiți-vă. Dacă am înlocuit timpul de scrul, continuu, dăm cu degetul continuu, de parcă avem probleme. Continuu, frate. Dar nu citim mesaje. Nu ne interesează 90% din ce citim. Ce, avem noi treabă că Putin dă cu bomba? La voi nu a ajuns, nu? Slavă Domnului! Știți că România nu a ajuns pentru că îngerii Domnului sunt la granițele României? Slăvit să fie Domnul! Cu două zile înainte să înceapă războiul, în 2020 și cât a început, 2022, Duhul Sfânt a strigat, a zis, eram un beclean printr-un proroc, am pus la granițele României niște îngeri care învârți săbii învăpăiate să nu intre războiul în țara asta. Și eu zic din toată inima, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Când imediat după război am venit undeva în Austria și am întâlnit sute de mașini cu număr de Ucraina care veneau cu disperare, mașini înfundate de haine, la majoritatea acestor mașini la volan erau femei, copii, spate, groaznic, ferească Dumnezeu să treacă războiul în altă țară, să se oprească și din Ucraina, amin, să lucreze Domnul. Citește Biblia. Când citești cartea asta, există o forță extraordinară că ori de unde o citești, îți vorbește Dumnezeu. Eram într-un moment în care era un proiect spiritual și îl întrebam pe Domnul dacă trebuie să fiu implicat și eu ca slujitor, ca persoană. Cu asta răspuns și la întrebarea dacă e voie să deschizi Biblia. Și a zis: Doamne, uite, acum decizia trebuie să iau eu, că așa e situația, răspundeam de acel departament, nu vreau să fiu implicat, doar să fiu implicat, și am lăsat Biblia închisă. Și a zis: Doamne, dacă Tu vrei să fiu implicat în această lucrare, indiferent ce vor zice unii oameni, oricum oamenii vorbesc ori cu rost, ori fără rost, vorbește-mi. Și am deschis Biblia. Știți unde s-a deschis? În Cronici. Unde îi zice, bă, dar în Cronici, păi, nu potrivește. De acolo zicea: Caleb a făcut
lucrarea aceea. Mi-a zis Dumnezeu pe nume. Vă puteți imagina? Eram în birou cu un tânăr recent întors la Domnul. Și m-a zis, Dumnezeu nu chiar vorbește prin Biblie. Ai zis, uite, crezi că Dumnezeu îmi vorbește mie ceva? Și am închis Biblia, i-am cerut Biblia lui. Și zis, uite, ține, e Biblia ta, n-am semne pe ea. O deschid. Și când am deschis, zice, Caleb, fiul lui Iefune. Și zis, mă, tu, ceva nu e clar cu tine. Bă, da, e clar. Cu cartea asta e clar. Dumnezeu îți vorbește milimetric. Dacă e sincer, Dumnezeu spune clar. Egal că e în cronici. Egal. Egal că e în Apocalipsa. Egal că e undeva unde tu nu poți să crezi că îți poate vorbi Dumnezeu. Cartea asta vorbește. Asta nu înseamnă să faci din Biblie un gen de deschidere bajocuritoare. Nu crezi în asta? Nu te juca. Nu crezi, ai încredințarea că nu vorbește Dumnezeu așa, să te ferească Dumnezeu să o deschizi. Ai grijă, nu te juca cu Biblia. Să nu-i abracadabra. E cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu crezi că îți vorbește Dumnezeu așa, nici nu va vorbi. Să nu te joci. Atunci tu citește programare prealabilă, săptămânală, citești în fiecare zi. Oricum e bine să citești așa. Să ai o planificare pe an în care să citești în fiecare zi, continuitate să ai. Citește Biblia. O să vezi că se deschide într-un loc în care tu nu poți să-ți imaginezi. Dimineața primești reminder pe aplicație că trebuie să fii, de exemplu, da un caz la 1 Samuel, că aici s-a deschis 21, fiuga lui David la Nob, și o să-ți dai seama că ai un moment periculos în viață unde trebuie să fugi. Nu sta acolo! Du-te! Scapă-ți viața! Dispari! N-au înțapă nimeni! Bine, nu dispar fără să-ți lași semnal la telefon, nu despre asta vorbesc. Mă refer, nu fi în anturajul ăla murdar. Periculos. Îți vorbește Dumnezeu. Uite, dacă nu citești într-o zi din Biblie seara sau la miezul nopții sau pe la 3 dimineața când e mai grav, să-ți vină un duc de nesomn peste tine. Dintr-o dată să te trezești ca și curentat. Să zici, mă, de ce n-am somn? Să-ți amintești că ți-am spus că trebuie să citești Biblia. Să-ți iei telefonul, oricum îl ții la cap, vezi că radiază. Și să-ți deschizi telefonul pe aplicație, că ai destulă baterie la el, și să citești din Biblie. Dar nu cu ideea că vei fi somnifer Biblia, ci să te hrănească cuvântul lui Dumnezeu. Nu există pocăință, dragii mei. Nu există pocăință, există doar religie. Există doar cult religios, dar nu există pocăință fără Biblie citită. Însemnați-vă Biblia, luați-vă un jurnal, băieți. De la clasa a patra aveam sticăre cu note pe Biblie și îmi dădea Dumnezeu 3 idei. La 17 ani am fost în Alba și un proroc care a ieșit păstor și acum vorbește Domnul prin dumnealui, a zis, tânărule, stai lângă colibile păstorilor sfinți și puneți hrană în traistă, pentru că vor veni alte vremuri, când va trebui să transmiți cuvântul meu la mai multe persoane. Și vei fi bucuros când vei pune mâna în traistă și vei găsi hrană de prisos. Știți care sunt imaginile care mi-au rămas inscripționate pe creier, pe imaginea asta, pe partea vizuală a creierului? Știți care? Pasajele care le-am citit în clasa a patra. Dacă vine careva aici să-mi deschide o Biblie și îmi zice o carte și un capitol, mie mi se creează imaginea vizuală cu ce verset începe aproximativ și cam ce vorbește Dumnezeu de acolo. Asta nu pentru că am inteligență rară, sunt un om obișnuit, dar am citit cuvântul lui Dumnezeu. Până la clasa 9 n-am avut internet, adică n-am avut nici calculator, dar aminte internet. N-am vizionat niciun film întreg și n-am vreme, nici n-am de gând. Cartea pe care o citeam era Biblia. Citește Biblia. Când se taie ceva din tine, perspectivă spirituală, trebuie să iasă Biblie. Biblie? Când reacționezi, trebuie să fie reacție biblică. Când cineva te întreabă, e ok să fac asta? Tu trebuie să ai în minte cel puțin două imagini biblice. Când ai dubii, neclarități legate de un mesaj, trebuie să fac asta, trebuie să iau decizia asta, tu trebuie să ai două imagini, minim. Totul se clădește pe două argumente, minim doi martori, dacă nu trei. Să te întreb, de ce fac asta? Care e argumentul pentru care fac asta? Ai dar de prorocie, ai dar de vedenie, tu trebuie să fii imbibat în Biblie. Trebuie să fii plin de Scriptură.
Ți se arată un ciocan. Tu trebuie să știi că Ieremia zice că cuvântul Domnului este ca un ciocan care sfărâmă stânca. Dacă tu n-ai citit Biblie, Dumnezeu descoperă ce nu e scris în Biblie. Dar tot ce descoperă Dumnezeu este în acord cu Biblia. Ce scrie negru pe alb e responsabilitatea mea umană să citesc. Că nu o să vină Dumnezeu să scrie pe perete ce scrie în Biblie. Aveți mare grijă când vine Dumnezeu să scrie pe perete să se cam mișcă genunchii. Trepidezi. O să intri în leșin. Citește-o. Ca să nu vezi scris pe tavan când ești la reanimare la terapie intensivă. Că atunci e mai grav. Respectă disciplina citirii Scripturii. Amin. Biblia pe care iubesc cel mai mult e Biblia Alexandrei. Știți de ce? Fetelor. Pentru că pe Biblia asta există însemnări. E o Biblie format mijlociu, îmbrăcată în piele. Și are însemnări scrise pe margini cu săgeți. 12 septembrie 1998. Eram acolo, mi-a vorbit Domnul asta. Deci eu mă simt mic când mă uit în Biblia ei. Nu că n-aș fi. Dar mă minunez cum de o fată care n-a avut predispoziție spre a studia Biblia, a avut pasiunea asta să citească Biblia. Când mă uit în Biblia ei, îmi reamintesc de minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în casa noastră. Pentru că în Biblia ei, fără să-mi spună mie nimic, în viața ei privată, are sticăre pe care scrie ce a vorbit Dumnezeu, cum a călăuzit-o Dumnezeu să intre la facultatea la care a intrat, cum a ajuns olimpică națională la psihologie, la limba română, cum s-a întâmplat asta. Și a scris în Biblie. Nu pe Biblie, ci pe sticăre. Cartea asta nu e o carte așa să o jucăm la cărți. Cartea asta e cuvântul lui Dumnezeu. Egal că ești băiat sau fată, Biblia trebuie să fie citită. Biblia trebuie să fie citată. Sunt momente în viață în care cohortele demonice vin atât de agasant peste viața ta și îți presează creierul atât de puternic încât tu nu poți să birui decât dacă ai un citat din Biblie. Și ce a zis Hristos când a venit diavolul la el? Este scris de 3 ori. Asta n-a venit prin Duhul lui Dumnezeu, asta a venit citind-o. Că un evreu la 6 ani trebuia să știe Shema Israel. Avea pasaje întregi din Vechiul Testament care trebuia să le știe pe de rost. Să le citeze. Să le citească cu voce tare, citat, deschis, închis. Mă întreabă foarte mulți tineri, ce cărți pot citi? Sunt un pic exigent, recunosc. Și le zic, n-ai voie să citești nicio carte până când n-ai citit Biblia de 4 ori. Complicată treaba cu școala. Acum intru în contradicție cu limba română care o predă Alexandra, că îmi zice, ce, n-avem voie să citim Ion? Ba da, citește-l. Dar vezi că Biblia n-are voie să piardă din cauza asta. Vrei să citești cărți de agnosticism, de ateism, de tot felul de cărți? Debate-uri? Vrei să vizionezi discuții contradictorii între oameni care sunt de știință, așa a zis de știință, că cam puțin au dacă nu recunosc Biblia, adică evoluționiști și creaționiști. Dacă n-ai citit Biblia, nu faci asta. Nu faci așa ceva. Citește Biblia. Nu citi Coranul, citește Biblia. Citește-o, citează-o și meditează asupra ei. Cartea asta e ca un izvor care vine din cer și culmea are destinație inima ta. Intră! Interferență cu creierul tău. Îți formezi gândirea, îți formezi modul de a reacționa, reacțiile, adică automatismele. Dacă faci de 10 ori un lucru, la 11 oară ești tentat să faci așa. Dar dacă tu ești setat să treci prin filtrul Bibliei, nu vei mai face cum reacționezi uman. Normal ar trebui să te enervezi. Ești sanguinic. Ești coleric. Sare repede. Țandăra. Biblia zice, cel iute la mânie e cam periculos, revino-ți și te rogi, citești Biblia, perseverează în post, ferească Domnul cum postesc unii. Vine la mine un tânăr și zice, frate, am voie să postesc cu gumă de mestecat. A spus, nu, spalte pădinți, te rog.
Ce să-i zic? Nu, cum? Altul îmi zice, am voie să postez cu cola. Păi mă, prietene. Unul zice, frate, eu ca să nu-mi pierd mineralele, eu postez cu Teddy. Și ce ăla? Cu Teddy, drăguțul. Era Dita Mai, 45 de ani. Cu Teddy. Alții vin, frate, și spun, frate, noi postim cu apă, drăguților. Postul, din perspectiva mea, este fără mâncare și fără apă. Fără mâncare și fără apă. Restul, verdețuri amare, cură de slăbire, nu funcționează, n-am de gând, se vede pe mine, n-am probleme. Da? Înțelegeți? Ascultați-mă ce vă spun, când postești, abstinență totală de la mâncare și de la apă. De când? Dacă vrei să fie toată ziua, de exemplu, dacă ai vrea să postești mâine, în noaptea asta la ora 0, de atunci încolo, dar nu că ai trecut un minut și nu mai postești, nu, suntem fanatici, aproximativ de la ora 0, nu mănânci nimic, nu bei nimic. Toată noaptea, mâine toată ziua, cât poți mai mult. În înțelegerea mea, decât să ții 5 zile cu apă, mai bine ții o zi cât poți. În timpul ăsta te rogi, citești Biblia, ai un om pe care nu-l suporți, dai un telefon și spui, te rog frumos să mă ierți. Uite, am avut o supărare pe tine, te-am bârfit la cutare, iartă-mă, te rog. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați. Îți vine în cale un om necăjit despre care știi sigur că are o nevoie financiară, banii pe care tu trebuie să-i folosești pentru a mânca în ziua aia. Nu știu cât mâncați într-o zi. Dau un exemplu, 10 euro, 15, 20, ei, banii aia dă-i milostenie. Dar nu fă, hai, care bă? Să se audă strigătul tău sus, nu jos, să nu știe nimeni. Ai dubii dacă își folosește banii unde trebuie sau ia droguri sau alcool? Cumpără-i un sandwich. Dă-i ceva care să-i folosească. Dacă vezi un om gol, zice Biblia, acoperă-l. Nu-i da banii să-și cumpere. Ia Ioana. Adică, fii sigur că faci pentru cine trebuie. Postește încât să se audă strigătul sus. Vom fi vinovați în ziua judecății, știți de ce? Pentru că în urmă numai cu 30 de ani, bătrânii noștri mergeau la câmp. Într-un soare dogoritor, la 6 dimineața porneau de acasă. Asta vi se pare la unii science fiction. La 6 dimineața porneau de acasă, mergeau cu căruța. Pe la ora 9 ajungeau în câmp și de dimineața de la ora 9 până se retrăgea soarele, stăteau sub soarele care le bătea în ceafă, dând cu sapa, chestiune care nu-i simplă, obositoare. Se întorceau după ce se retrăgea soarele pe la 9, mergeau acasă încă 3 ore, la 12 ajungeau acasă. Și seara doar mâncau, știți când? După ce și-a adunat familia și se rugau împreună. Și noi postim cu cola? Și noi postim cu lapte? Și noi postim cu apă? Ce pocăință avem? De ce am diluat pocăință? De ce zicem că Daniel a postit cu verdețuri amare când în Biblie nu scrie cuvântul post? Vreau să pricepeți. În Biblie scrie de două ori cazul Esterei, în care au postit 3 zile și 3 nopți fără să mănânce nimic și fără să bea nimic. Și în cazul Ninivenilor, în care păgânii au postit fără să guste nimic, fără să bea apă deloc, scrie explicit. Și când au postit Ninivenii, au postit și cățelușii și văcuțele și toți din grajd. Nu moare pruncul tău mic dacă postești. Eu de când eram mic, de 4 ani, știu că sâmbătă familia noastră postea. Atât de sincer eram când eram mic, încât aveam senzația că dacă îmi înghiți saliva, greșesc postind, dar aminte să beau o gură de apă. Vă rog frumos să înțelegeți ce vă spun. Când postești cu tot felul de tertipuri de astea generaționale, inventate de a asajiți oameni de știință, căci că mori. Am uitat la mine în birou un bărbat solidoc, și după ce a spus soluția pentru păcatele lui ca să fie eliberat, a zis, mai e ceva, da, ca să demonstrezi că vrei să scapi de păcatul ăsta, Domnul îmi zice că trebuie să postești.
Și zice el, frate Caleb, dacă eu prostesc, mor. Am zis, păi dacă tu mori, eu te îngropă gratis. Ce să-ți fac? E complicat, 5.000 de euro e loc în cimitir în Cluj. M-am riscat rău. 5.000 de euro, nici nu-i aveam. Nici amul nu cream, nu contează asta. Să mor, mă, prietene! Că tu de dimineața de la 6 tragi pe fiare! A, deci pentru bodybuilding ai timp, așa-i? Pentru post nu mai. Nu vi se pare că am schimbat un pic ordinea? Nu vi se pare că am gândit în materialism, imagine? Nu vi se pare că lumea din vest, de aici, din alte părți, inclusiv de la Bruxelles, cam dictează cum gândim noi? De ce diluăm lucrurile sfinte? De ce infuzăm în text? Când Biblia zice, la urmă Iisus a flămânzit, nu scrie că a băut apă. Asta se numește iesegeză, n-am voie să deduc. Și dintr-o deducție biblică n-am voie să fac principiu. Mă înțelegeți? Când a zis Hristos, astfel de tipuri de demon nu ies afară, decât cu post. Și cu rugăciune. Ce credeți că a zis? Postiți cu apă, prieteni. Precum e postul și cât de mult mă consum pentru post, așa e și efectul. Că demonii nu ies. Am consiliat cazuri pe care nimeni nu le putea rezolva, nimeni. Eu n-am rezolvat nimic. Și am avut momente care am simțit îndemnul să-i spun acelei femei, acelei fete din familia aceea grav afectată, groaznic, n-am voie să vă dau detalii despre asta. Cazul încă nu e rezolvat. Și a zis, uite, dacă tu nu postești, eu... Joi, ia o zi de post pentru casa ta. Nu mă interesează dacă tu postești. Și am luat o zi. Și Dumnezeu a intervenit în ziua în care era post. Că de rușine. L-a crăpat un braț de rușine și-a postit și ei. Și-a ieșit demonii afară. Postește. Vezi că ai o problemă într-un domeniu anume, vezi că efectiv viața ta e vulnerabilizată. Nu poți să faci față la o situație de păcat. Păi ia, prieteni, o zi de post. Ai o predispoziție spre un domeniu în care cazi? Ia o zi de post. Nu iese? Mai ia o zi de post. Între cele două ia o pauză de o zi. Nu reușești? Mai ia o zi de post după o zi de pauză. Garantez eu că după 3 zile consecutive de post iese Duhul necurat din tine. Poate nu te posedă, adică nu te controlează total, dar din când în când vine, pac, pac, iară tu din genunchiat. În tine și în mine, noi toți, există firea și Duhul. Pe care îl hrănești mai tare, ăla e mai tare. Dă-i gazul un pic la Adam. Retrage-i drepturile. O să vezi că se moaie. După 2 zile de post consecutive, nu mai e nervos. Bă, prietene, s-o moaie băiatul. Leu s-o făcut miel. Înainte când intra în casă, dădea totul pe jos. Praf făcea. 5 case. În dreapta termopanele vibrau. Agresiv era ăsta, botezat, frate. Mai avea și pretenții să vină la amvon. Mă, cât tu pe avea. După post, s-a smerit. Vorbește mai calm. De ce? Duhul necurat nu mai are putere. Nu mai are locație. Nu mai are teritoriu. Vrei să fii sfânt? Perseverează în post. Uite, eu vă spun pe românește. Nu cred în pocăința unui adolescent sau unui tânăr care n-are pe săptămână o zi de post fixată. Asta nu pentru cataclisme cosmice. Asta nu pentru că a intrat cancerul într-o familie și metastază ultimul stadiu. Ci pentru creșterea sau consecvența lui spirituală. Să ai o zi fixată. Uite, eu postesc joi. Nu pot posti joi, postez vineri. Nu pot vineri, postez sâmbătă. Nu pot sâmbătă, postez miercuri. O zi de post pe săptămână. Testează asta și vezi că în timp de o lună o să fii mai spiritual. O să te simți mai bine. O să ai putere deosebită. Pe la ora 2 vei fi foarte încercat să mănânci. Nu mânca, nu mori. Nu mori. Nu-ți bea cafeluța, nimic. Nimic. Și o să vezi că birui. Perseverează în frecvența la biserica locală. Știți că asta e disciplina spirituală? Duminică, când e program, tu fii prezent. Marți, când e program, tu fii prezent. Joi, când e program, tu fii prezent.
Fă tot ce ține de tine, aranjează-ți agenda de așa manieră încât să fii acolo. Dumnezeu vine la biserică să te binecuvinteze. Trebuie să aibă pe cine? Ești acolo? S-a supărat câțiva de la specialiștii în tăieturi de predici. Și au zis că și că aș fi blestemat. Că le-am zis că dacă ești sănătos și tu stai online, eu le doresc să le crape monitorul. Într-o parcare de biserică din Cluj, a venit un frate și a zis, frate, al treilea monitor care mi s-a crăpat. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac? Nu, acum gândiți voi bine dacă a spus bine sau rău. Eu i-am spus așa, dacă tu ești sănătos, dacă n-ai nicio problemă medicală, dacă n-ai urgență la serviciu, dacă nu-i un act de forță majoră și tu stai pe un fotoliu întins, relaxat cu cafeluța și îți deschizi sfântul tău monitor, cu ghilimele sfânt, sau sfințișorul tău de monitor, da? Și vizionezi o predică sau o slujbă divină la biserica ta, eu îmi doresc să scrape monitorul. A zis amin, slavă Domnului, ești de-a meu. Și eu zic că e blestem asta. Păi când o zis Simon Magul, dați-mi și mie puterea. Ce o zis Sfântul Petru? Hai mă, dați-mi puterea. Și și-o zis Sfântul Petru. Mi-e frică să ziceți. Banii tăi să piară. Bă, dar îți ai în faliment, cam așa vă zis. Împreună? Cu tine, extraordinar. Și ce-am fost să zic cu asta? Decât să nu vii la biserică, mai bine să nu mai ai niciodată transmisie live. Vino la biserică. Transmisia live e extrem de importantă pentru oamenii care au dizabilități și nu pot veni aici. Și să știți că cine din motive obiective nu poate veni, simte harul acasă. Simte harul pe autobuz, simte harul pe tir, simte harul în salon, simte harul pe unde e. Știți de ce? Că e sincer, e corect, e drept cu Dumnezeu. Din motive obiective de sănătate, de alt gen, forță majoră, nu a putut veni la biserică. Dar când el stă relaxat, frătiugul, și când schimbă pe ferestre, predica cu tare nu-mi convine, ăsta e prea direct. Next! Și are 7 ferestre și nu le ascultă pe niciunul, asta se numește nebăgare de seamă. Și vai, 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 spune Domnul, de cei ce stau în Sion, chiar online, cu nebăgare de seamă. Să vină o ispită peste tine și o să zică, marțea asta nu-i nicio tânără la biserică. Ce să vin eu? Nu-i niciun tânăr la biserică, cum să vin eu? Nu-i nimeni, fii tu acolo. Fii tu acolo. Vă spuneam, nu știu dacă în prima sau în a doua sesiune, n-am întâlnit om serios cu Dumnezeu și cu biserica care să ajungă să se norocească în căsătorie. N-am întâlnit, dar am întâlnit zeci și sute de cazuri, oameni care s-au jucat cu Dumnezeu și cu biserica. Și asta a avut repercusiuni asupra familiei. Că dacă tu, drăguțule, stai acasă azi, mâine, ajungi să te însori și pruncii tăi văd că tu n-ai biserică, că tu ești doar online, pruncii tăi vor crede că trebuie să stea și ei online. Și ei n-au experimentat ce ai experimentat în adolescență, în tinerețe, și tu lor le rupi ocazia și le furi posibilitatea să vină să-L simtă pe Dumnezeu, să fie aici la închinare. În stânga ta e o soră care se roagă cu lacrimi și simți un fior, îți trece prin cămașă, prin haină. În dreapta ta e un frate care vorbește în limbi și te prinde un fior pe șirea spinării. Lângă tine e un om care are o disperare și simți că trebuie să te rogi pentru el. Și uite așa, ești cu alții. Că degetul ăsta mic a meu sau al tău sau vreunui om, ca să nu fim noi doi, dacă se taie unuia din greșeală și lasă 8 ore nisip, care medic estetician îl mai pune la loc? Dacă nu l-o ținut în gheață, că așa se trebuie să fie ținut, am înțeles, să nu se închege sângele. Nimeni. Așa e cu un băiat care nu mai vine marți, nu mai vine joi, nu mai vine duminică, nu mai vine iară marți, nu mai vine joi că e rușine, nu mai vine duminică că ce o să zică frații. Și într-o lună ți-ai încheiat socotelile cu cerul prin absenteism de la casa lui Dumnezeu.
Și când vii, ești străin, nu mai simți nimic la cântări, nimic nu te mai atinge la închinare, zici, bă, degeaba m-am dus. Și încep să vii tot mai rar la sărbători și diavolul zice, păi dacă tot nu ai relație cu Dumnezeu pe biserică, ia mai fumează un pic. Care e problema? După ce ai fumat un pic, zice, ia bea un pic de alcool. După ce ai băut un pic de alcool, zice, păi, du-te pe la femei străine. Și încet, încet te-o dus. Ești ca o oaie care a ieșit din turmă. Știi că lupii dau ocol turmei? Știi cine te scapă? Păstorul. Numele lui este Iisus Hristos. Fii prezent aici. Ți-e greu, simți să te uiți, să te pui pe ultimul rând, te pui între bănci, cu capul între genunchi, dar vii aici! Aici e prezent Dumnezeu, aici coboară cerul, aici o cântare îți vorbește, aici o poezie te atinge pe interior, te ridică Duhul Sfânt printr-un îndemn, printr-o predică, aici când se roagă cineva în jurul tău, știi, dai aici Dumnezeu, mă rog și eu cu ei, aleluia lui Dumnezeu, perseverează, nu stai acasă, nu stai acasă. Am apreciat când am auzit că unii ați făcut 500 de kilometri ca să veniți la întâlnirea asta. Dumnezeu vă va răsplăti. E o mare binecuvântare să ții cu biserica, să-ți placă prezența ta în casa Domnului. Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu te va întări, Dumnezeu îți va vorbi. Perseverează în disciplinele spirituale. Fii plin de Duhul Sfânt. Fii plin de Duhul Sfânt. Dacă părăsești orice anturajul care se produce pe cale, dacă ești precaut, dacă perseverezi în disciplinele spirituale, prin toate aceste metode care sunt parte de activitatea ta cu Dumnezeu, să știi că vor fi momente care nu birui. Dacă n-ai peste tine o putere supranaturală, exterioară, care să nu țină de tine, mai tare decât orice dușman spiritual al tău, pentru asta ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. Efeseni 5 cu 18 spune, fiți, dar împotrivă cui? Nu vă îmbătați de vin. Dar bezi-mă un pic să nu știe pastorul. Hai, ok? Când stai la masă cu ea, să nu cumva să te filmeze. Să nu-ți faci cumva un selfie că apare pe internet. Să nu trimiți din greșeală exact la pastor. Asta e viața. Fă cumva să te ascunzi. Bea un pic, dar să nu te îmbeți. Așa scrie acolo. Păi când zice nu vă îmbătați de vin, de ce nu zice beți un pic, mă, prieten? Că atunci aș predica altceva. Care e antidotul la alcool? Duhul Sfânt. Tu alegi. Ori firia, ori Duhul Sfânt. Pe care îl alegi să-l alimentezi, ăla-i mai tare. Firea avem toți. Dar nu-i tot una ca continuu să investești în fire și să-l calci pe Duhul Sfânt în picioare și tot ce e spiritual în tine să arunci la coș și să nu-ți pese de Dumnezeu sau să pui firea pământească un pic la respect și să-l încarci pe Duhul Sfânt în tine. Adică să-l lași să crească, să fie vizibil, să fie puternic, să-l lași controlul total în viața ta, să zici, Doamne, când o iau pe cărări străine, când derapez cumva, nu-mi imaginez și nu realizez pe unde mă duc, intervin într-un mod supranatural și fă o minune. Nu vă îmbătați de bine, dimpotrivă fiți plini de Duh. Știți cum scapă drogații la ora actuală de droguri? Pruncii din familie de pocăiți, știți cum scapă? Că s-o grămadă. Când își mărturisesc păcatele, când merg la stăruință și când Duhul Sfânt îi botează, nu mai pot suporta drogurile. Cum înțeleg eu asta? Din ce am înțeles, după ce consumă cineva drogă, are o euforie mare în corp, care îi dă senzația că tot ce se întâmplă e extra pozitiv. E ca o recompensă în creier. Când cineva e botezat cu Duhul Sfânt, e cufundat în Duhul și are o bucurie care depășește extazul drogurilor. Și când simți botezul cu Duhul Sfânt și prezența Duhului în viața ta și vorbește în limbi, e cea mai înaltă bucurie din univers. Și nu mai ai nevoie de nimic. Numai așa am văzut tineri scăpați de droguri. Altfel n-am întâlnit. Fii plin de Duh. Băieți, imaginați-vă că mergeți să vă cumpărați o mașină de la un dealer. Și dealerul de mașini zice, uite, îți dau mașina asta, să zic o marcă? Ziceți voi una.
Ei, merțane. Ce marcă? Ce tip? Ce clas? Ce o vine de la Caleb? Ai prins? Bun. Hai să zicem că merge de ce clas. Voi v-ați zis. Și dealerul îți spune așa. Anul e același, marca e același, tipul e același. Dar la mașina asta i-am pus full options și la asta i-am pus 20% opțiuni. Care o alegeți? Retoric vă întreb, dar spuneți. Full. 3 litri. De ce alegeți full? Fetele n-au opțiuni. Imaginați-vă că v-ați măritat. Amin? Nici amul nu ziceți amin. După întrebări vreți. V-am citit întrebările. Și vine un constructor, un designer și vă spune, în același preț vă fac mobila de la bucătărie, una cu senzori, una fără. Dacă se poate din priviri să o deschideți cu senzori. Care o alegeți? Păi cu senzor, frate, dacă se poate cu telecomandă. Dacă se poate să și spele copilașul, să spele hainele. Să... Full options. Full gaz. Full de toate. Când e vorba de Duhul Sfânt, prieteni, să se închidă ușa raiului după mine. Nu vi se pare că nu suntem corecți? Nu vi se pare? De ce în materialism vrem full? Și în lumea Duhului Sfânt vrem puțin? Numai să ajung în rai. Dacă se poate să fiu ultimul, există o veste tristă pentru voi. N-avem rânduri în rai. Să știți că generația voastră va rezista la ce urmează. Dacă se umple de putere, stând la izvorul Duhului Sfânt, dacă îi caută darurile supranaturale, îmi doresc ca din voi să ridice Domnul prorocițe, ziceți amin, să ridice Domnul proror dintre voi, văzător, dar de cunoștință, de înțelepciune, darul tămăduire, să facă Dumnezeu din voi oamenii lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, în contemporaneitate, provocările care sunt și care urmează nu vor putea fi depășite prin putere naturală, decât prin putere supranaturală. Fiți plini de Duh. Și un lucru vă mai spun. Predați-vă lui Dumnezeu. Nu teoretic, ci practic. Au venit ăștia la un moment dat în 1 Samuel 7 și au zis, ce să facem ca să scăpăm de problemele astea? Și Samuel a zis, dacă cu adevărat vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și slujiți numai Domnului. Alegeți astăzi cui vreți. Să slujiți, a zis Iosua, că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Vă dau un sfat care cred că e foarte important și practic și biblic. Dacă ai un păcat cu care te lupți și nu poți rezista în fața lui, predă-te lui Dumnezeu cu valoare de legământ și spune-i, Doamne, voi lupta cu toată puterea mea împotriva la păcatul ăsta și când nu mai pot eu, intervino tu. Au fost băieți care erau dependenți de pornografie și spuneau, frate, îmi tremură mâinile când trebuie să scriu iară pe smartphone. Când iară mă duc la tabletă, la laptop, iară îmi tremură mâinile. Unul dintre ei mi-a zis, am intrat pe Google, am scris cuvântul cheie să ajung la imagini murdare. Dar înainte de asta am promis lui Dumnezeu că voi lupta cu toată puterea mea și că nu mai pot eu să intervine Iisus. Când am dat enter, mi s-a închis laptopul irecuperabil. Nu s-a mai deschis niciodată. Dumnezeu e serios. Altul mi-a zis, eram cu tableta mea și am dat click. În clădirea în care mă aflam erau mai multe gadgeturi, dispozitive, toate conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Mie mi s-a întrerupt rețeaua. Că or fi intrat sau nu virus prin ce-o vrut să intre, el nu mă interesează. Dar tableta lui nu s-a mai deschis. Dumnezeu e serios. Promite-i lui Dumnezeu. Spune-i, Doamne, decât să mă duc în iad prin păcatul ăsta, mai bine intervine într-un mod supranatural. Nu știu cum intervine Domnul,
Dacă e vorba de pornografie, s-ar putea să te prindă cineva care ți-e rușine că te-o prins. Nu știu cum intervine Domnul, dar să intervină Domnul. Predă-ți viața lui Dumnezeu. Nu știu cât puteți sta voi, că eu pot vorbi până dimineață. Mai ales că ați pus 39 de întrebări, deci țineți-vă bine acum. Fratele vă spunea că dacă votați o întrebare, are prioritate aici. Și o să încerc să răspund la cât reușesc. Dacă văd că pleacă cineva, mă opresc. Nu chiar. Se întorc ele înapoi de frică. Încerc să răspund la întrebările la care pot și să răspund cât mai biblic posibil, cu rugămintea să acceptați că anumite întrebări care sunt pur de biserică locală s-ar putea să nu vă răspund la ele. Da? Deci să nu credeți că-s rău. Am intenții foarte bune. Ce atitudine să avem împotriva curentului de worship sau curentului modern din adunări? O să vă surprindă ce vă spun. Și anume, dacă la închinare vin băieți cu pantaloni mulați, faceți ceva cu ei. Prieteni, dacă vi s-a schimbat masa musculară, schimbați-vă pantalonii. Sau zice, am zis. Păi când sunteți în magazin, vă faceți un test, vă rog. Uite, frumos. Nu se poate să fie părătură, prieteni. Ceva nu e în regulă. Eu mă duc la conferințe în care întreb pe pastori, aveți cumva o pătură pe aici, pe zonă? Cât de crapă la ăsta pantalonii, noi ne facem de minune, mai ales dacă e live. Trebuie să taie mită. Mai știe de el. Deci, drăguților, nu e normal ce se întâmplă. Ca să nu vă spun pe românește că tipul ăsta de groi e creat de gay. Ați auzit ce am zis? Și ca să nu vă mai spun că sunt surori serioase și fete necăsătorite care au venit la mărturisire și mi-au spus, frate, spune la cutare că eu nu mai pot să fiu în biserică când îl văd cântând acolo, așa. Bicepuși? Deci vă rog frumos, faceți ce știți, dacă nu facem o colectă, cumva reușim, dați-ne adresa ca să nu fie... Vă trimitem pantaloni. Deci nu e normal. La surorile am zis, aici nu e cazul la nimeni, n-am observat, sper să nu vă văd acum. Eu când mă duc la închinare, eu n-am voie să văd rotulă de fată. Păi ce pe ce zi? Deci eu nu mă duc la închinare să văd cum îi arată rotula la o fată, pentru că sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume și mie nu-mi pasă cum îți arată rotula, pricepi? Dar eu n-am probleme, dar sunt alții care o noapte întreagă au vizionat prostii și de la rotula ta devii actoriță într-un film imoral. Bagă bine la cap ce spun. Că-s foarte drept cu tine că-ți vreau binele. Deci în materie de îmbrăcăminte, eu când vin în casa Domnului trebuie să fiu sfânt. Să fiu sfânt, amin. Eu nu pot opri dorința unui om de închinare prin vestimentația mea. N-am voie. Că sunt o pricină de păcătuire. Legat de cântările care sunt traduse. Vă rog frumos, învățați engleza. Deci vă rog frumos, să nu mai fim penibili. Sunt niște traduceri de toată minunea. Dar mai bine, învățați cum se caută Nicolae Moldoveanu pe internet. Traian Dorz? Sau am o altă variantă mai bună pentru noi. Rugați-L pe Duhul Sfânt să vă dea versuri. Amin? Eu cred în felul următor, o cântare nu-i cântată așa ca să punim din degete. Noi nu bifăm un program să avem ce face la biserică? Păi stăm acasă, făcea prieteni. Eu sunt cel din cel ce sunt, ce... Păi nu mai știi nimic ce-o zis. Revino-ți, prietene, te-ai deconectat? Revino-ți. Când cântăm o cântare, voi știți cei care cântați, noi când cântăm o cântare trebuie să ne rugăm pentru cântarea aia. Eu când predic un mesaj, nu vin așa fluierând la amvon.
Mie mă interesează ce vrea Dumnezeu să transmită oamenilor care sunt prezenți la întâlnirea aia. Că poate e un om cu gânduri suicidale și poate e ultimul program la biserică. Și o trebuie să-i spun, prietene, te iubește Hristos. Gândul tău suicidal cu dulapul ăla, sertarul 4, de jos în sus, unde ai supradopaj de medicamente, vezi că trebuie să le arunci pe foc? Că dacă nu, mâine ia supradopajul și vizitezi la morga și botezat la pentecostal. Sunt cazuri reale din România, din Austria, din Germania. Nu vorbesc ipotetic. Deci eu când vin cu o predică, trebuie să fiu conectat la vocea lui Dumnezeu, ce vrea să zică Dumnezeu pentru oamenii de acolo. Nu vorbesc pentru străzi. Când tu cânti o cântare, alege-o prin Duhul. Spune lui Dumnezeu, Doamne, care e cântarea pe care trebuie să o pregătesc? Care sunt versurile? Nu că aleg așa, dau cu caietul și fac care nimerit. Nu, roagă-te. Analizează cântările tale din perspectivă biblică. Păi mă, prieteni, sunt cântări care n-au nimic cu Biblia. Sunt cântări care sunt pentru ea și pentru el. Păi reveniți-vă, nu sunteți la sala de nunți. Mă înțelegeți ce zic? Ca să nu mai zic că sunt cântări care sunt în contradicție cu Scriptura. Dau un exemplu. Acolo unde e mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Asta e biblică? Eu am modificat-o, că nu pot să zic că e biblică. Știți cum am modificat-o? Acolo unde a fost păcat, e har mai mult, dar măsurat. Ai grijă, nu te juca cu vorbele. Când merge din biserică unul și zice, eu păcătuiesc cât vreau, eu nu mă interesează, fac ce vreau, pac! Și a plecat cu învățătură falsă. Ce cântăm are mesaj. Mesajul trebuie să impacteze inima. Mesajul trebuie să transforme mintea, viața, sufletul, interiorul. Amin. Rugați-vă Duhului Sfânt să vă dea versuri. Căutați autori creștini români, autentici. Interesați-vă unde și-au compus cântările. Vă dau un caz. Nicolae Moldovean a fost bătut crunt, cod la cod cu Richard Wurmbrand. Și pe nisip, în timp ce gardianul îi dea pe spate, fără haine, pe ei, a scris pe nisip o cântare. Și cântarea asta era următoarea. Ce har, ce har, să poți să crezi. Ce har, ce har, ce har, ce har pe Domnul să-L urmezi. Ce har, ce har. Păi tu când auzi cum a compus cântarea asta, efectiv nu mai poți să fii la fel. E o forță în cântarea asta. Pe unii au suferit ca să ajungă să poată compune o cântare. Și noi avem oare dreptul să ne jucăm de-a cântările? Știți că pușcăriașul și pușcăriașii din temnița din Filipii au ascultat Evanghelia, singura lor posibilitate, când Pavel și Sila s-au rugat și au cântat. Și știți că gardianul din Filipii, temnicerul, a ajuns să pună o întrebare mântuitoare pentru că Pavel și Sila au cântat biblic. Și bărbatul acesta care n-a avut acces la Biblie niciodată pentru că era păgân, era dintr-o zonă în care Evanghelia nu intrase și nici măcar n-avea voie să intre pentru că evreii nu erau acolo, s-a dus la Pavel și la Sila tremurând, nu cu show-uri și cu distracții, și a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? De unde afla de mântuire? Din cântările lui Pavel și ale lui Sila. Vă mai spun ceva. Mișcările astea de mase, worship, Hillsong, sărituri. Păi, bă, prieten, eu am fost la Hillsong în Brisbane. Am rezistat 5 minute. 5. Pentru că atunci când am intrat la Brisbane, de pură curiozitate am mers, nu ca să predic că se golea sala, în fine, da? Când am ajuns acolo, unul avea țigara după ureche. Da, vă spun bazme. Când s-a terminat slujba, ca să nu mai vorbesc că fetele cântau un colanț, ferească Dumnezeu, că veni vorba despre asta surorilor. Dacă în biserică vă îmbrăcați regulamentar, să nu vă prim pe străzi în colanți. A zis cumva amin? Ferească Dumnezeu. Colanții sunt permiși în exclusivitate în dormitor. Amin. Nu mai intru subiect. Am stat acolo la intrare pe... în sala aia imensă și ultimul rând
ultimul rând, nu aștepta să iasă normal. Fetele nu mai vorbesc cum erau îmbrăcate, adică erau dezbrăcate, nu îmbrăcate. Nu vă spun ce fel de pantaloni scurți aveau, pentru că mi-e rușine să vă prezint. Da? Și când se iasă frumos pe rând ca oamenii civilizați, și-au pus podul palmei pe spătarul de acolo și-au sărit peste scara. Când mamă, că erau drogați. Încă ceva vă mai spun. Aveți mare grijă că unii dintre compozitorii cântărilor pe care le plac, vă plac vouă sunt drogați. Aveți mare grijă. Ca să nu mai vorbesc că la în Cluj și sper să mă audă și să-și închidă ideile astea false și satanice, Hărbit se numește întâlnirea aia, lupt cu toată puterea să o închid și sper să se închide pe veci, n-a zis amin. Așa? Știți cu mine. E bine. Una dintre elevele mele mi-a zis, domn profesor, știți că nu mai continuat cu tare interpret următorul vers pentru că în el era o înjurătură? Vă dați seama unde am ajuns. Și se numește concert creștin. Numai creștinul e. E o dezonoare pe obrazul lui Hristos. E o rușine. E o rușine. Interesați-vă cine sunt compozitorii, cum trăiesc, pentru că acea cântare pe care o compun are impact dacă viața lor e curată. Și ce a zis David? Îmi spăl mâinile în nevinovăție. Și așa înconjur altarul tău. Când David își punea degetele pe harpă, fără să scoată un sunet vocal, nu cântea cu vocea, n-avem dovezi. Când punea degetele pe harpă, Duhul Sfânt cobora și Duhul rău pleca din păstă Saul. Pentru că viața e prioritară melodiei și mesajul e prioritar melodiei și ritmului. Ori dacă vorbim de ritmuri de la în care bunții, sărituri, scoateți-le afară. Hristos nu lucrează cu asta. Dacă vrei să-ți încânte intelectul sau piciorul și să ai reacții de hui ce show, ai grijă. Și vă mai spun ceva pentru bucuria celor ce sunteți conservatori. Trendul ăsta pleacă. O să vedeți că în maxim 2-3 ani cam toți interpreții se întorc la cântări vechi. Doamne ajută! Cântările care sunt doar noi și n-au impact spiritual nu au putere de schimbare. Asta e marea problemă. Da? Ok. Cum poți să știi, acum dacă începeți cu prietenia, nu mai plecăm. Da? Mâine, dacă începeți la 10, ne încadrăm. 9:30, ce e mai greu. Da, ați spus multe întrebări despre prietenie, deci semn că veți să vă căsătoriți. Slavă Domnului! Așa. Cum poți ști că o persoană este cu adevărat un om al lui Dumnezeu și nu falsează pentru o relație? Falsează melodia? Eu am un principiu biblic. Niciodată Dumnezeu nu nerogește un om ca să binecuvânteze pe altul. Înțelegeți ce zic? De asemenea, Dumnezeu niciodată nu îl înșală pe un om care e sincer. Și mai am o vorbă, petec după sac. Adică ce vreau să vă spun? Când un băiat e sincer și simpatizează o fată, el în adâncul ființei lui știe dacă ea e bucuită sau nu. În adâncul ființei lui. Glazura, aparențele, când el e sincer cu el însuși, el are acolo un click, un link, unde zice, bă, ceva nu e ok. Dacă treci peste ceva nu e ok, e lucru manual ce faci mai departe. Să porți consecințele. Vă dau un caz real. Într-o relație dintre un băiat și o fată, când au avut o discuție divergentă, fata a primit o palmă. De la băiat, nu de la îngeri. Înțelegeți? No, acum întrebare, fetelor, ce trebuie să facă fata asta? Se dea înapoi? O zis una. Nu. Trebuie să intre într-o stare de oprire, de analiză, să fie foarte atentă și cel mai probabil să se oprească din prietenia asta, că băiatul ăla nu e ok. Păi dacă în prietenie îți dă o palmă, în căsătorie, te boxează.
Se consecință. Ei, cazul ăsta e real, nu vorbesc ipotetic. Fata nu a fost atentă, nu a interesat-o. Băiatul venea întotdeauna foarte frumos îmbrăcat, parfumat, cu BMW-ul. Dar BMW-ul era închiriat. Era lui, era împrumutat. Adică a vrut să o impresioneze. Fata nu s-a uitat la faptul că el nu-i caracter sau caracterul lui spre zero, tinde spre minus 1, mai spre infinit mai mult, da? Minus infinit, vreau să zic. Nu s-a uitat. S-a căsătorit că, vai, ce interesant e, e înalt. Apropo, fetelor, am văzut că vă plac băieții înalți. Știți voi de ce. Da? Înțelegeți? Și s-a căsătorit frumos, tam-tam, bucurie, veselie. La un an după căsătorie, poliția la ușă. O aduce tata fetei. Cu greu o ieși din discordia asta și într-un moment crezut potrivit, părinții fetei au mers la pastorul lui. Și au zis, frate păstor, de ce nu ne-a spus cum e băiatul ăsta? Și pastorul i-a zis, dar ați venit vreodată, odată, nu de două ori, când era fata dumneavoastră prietenă cu el, să mă întrebați cum e băiatul? Dacă m-ați fi întrebat, v-aș fi spus? De ce vezi să scriu pe internet cum e? Ai dubii că e fals? Ia vorbește cu păstorul tău. Roagă-l frumos. Toți păstorii au frică de Dumnezeu. Și spune, frate păstor, dă un telefon la pastorul lui să nu știe nimeni. Vorbiți dumneavoastră între noastră ca și slujitori. Și puneți-i întrebarea următoare. Dacă ați fi tatăl fetei care vrea să vorbească cu băiatul ăsta, ați da-o? Ai întrebări, ai dubii? Întreabă! Ce se poate descoperi pe cale naturală? Nu aștepta să descopere Domnul. Dacă toți știu că e ok și nimeni nu știe că e un om dubios, are viața lui ascunsă. Mai multe fațe. Mai multe fațe și fețe. Fățarnic. Ia roagă-te. Ia zile de post. Caută fața Domnului. Întreabă-L pe Dumnezeu. Fii foarte sinceră. Și Domnul îți va vorbi. Cunosc o tânără care era impresionată de un băiat. Băiatul era frumos, inteligent, cânta la instrument. Nu că trebuie să fie așa toți, da? Așa era ăsta. Cred că era și înalt, în fine. Avea și o călbaștă? Nu mai știu. Nu mai contează. Era brunet? Posibil. Da. Și fata merge înaintea Domnului. Foarte sinceră. Ceva îi se părea că nu prea bate cu realitatea cu băiatul ăsta. Când întotdeauna când vorbea cu ea numai din Biblie și ăștia cam prea bibliști, cam periculos, că poate primește mesaje de la un pastor. Nu știu nimic. Unde scrie? Nu știu. Deci fiți pe pământ, nu fiți capul nori, da? Pe pământ. Acolo când zice, vorbiți cu, între voi cu psalm, nu zice citiți psalmul 23 tot timpul. Vorbiți cu caracterul psalmilor, adică cuvinte frumoase. Da? Și eu mers înaintea Domnului și Domnul i-a spus acestei fete sincere, te uiți la un băiat, i-a zis Domnul. Fii atentă. Una e pe față, alta e pe dos. De față cu tine e un om extraordinar. În caracterul lui e un om problematic. Fata a băgat la cutiuță, n-a mai vorbit deloc cu el. La ora actuală băiatul ăsta e nenorocit din perspectiva spirituală. Dacă fata asta se lăsa impresionată de cum arată băiatul, de cât de frumos și de așa, ăștia să așa, nu știu cum, niște sfântoși, domnule, aproape că-ți vine să nu-i atingi, nu-ți frică? Dacă dai pace cu ei, nu cumva să te faci mai sfânt. Prea extremiști. Dar nu extremiști în sensul că au fanatisme. Să cred la sfinți. Noi nu trebuie să fim nici sfântoși, nici păcătoși, să sfinți. Amin? Doamne ajută, echilibrați pe mijloc. Deci întreabă, roagă-te, nu te grăbi. Vezi ceva periculos? Abordează-l. Dacă îi sare țandăra, l-ai prins. Pace, frate, ne vedem în rai. Sper să ajungi. Înțelegeți? Fă-i papucii fără cremă. Voi n-aveți cont de Instagram, ce întrebați?
Ok, dacă nu aveți ce întrebați. Ce să facem cu frații? Bă, voi sunteți ceva pastori. Ceați din comitet. Ce să facem cu frații care vor să schimbe stilul de închinare în biserică cu unul modern, cu orice preț? Nu ascultă de alții, crezând că doar cum fac ei e bine. Păi dacă ești președintele cultului, ia-l la birou. Dacă nu ești, roagă-te. Eu cred că într-o biserică Dumnezeu e suveran. Și eu cred că Dumnezeu va descoperi ce trebuie să se schimbe și va frâna ce nu trebuie să se schimbe. Și eu mai cred ceva. Dacă cineva greșește într-un domeniu, Dumnezeu îi va vorbi. Nu crea partide. Mare atenție. Dacă tu cu neamul tău, las că scriu eu mesaje, las că arăt eu lui. Tu cu neamul tău și cu prietenii tăi trebuie să schimbi închinarea. Ai falimentat, frate. Soră, ești pe direcția interzisă. Tu creezi partide, certuri, tu nu ești ok. Te-ai auzit de post și zici, Doamne, uite, poate s-a întâmplat ceva în mintea acestui frate. Poate familia îl influențează, poate cineva din jur. Fă tu o lucrare supranaturală. Mă rog, citesc din Biblie, postesc, intervino. Și într-o noapte Dumnezeu îi dă un vis. Și Dumnezeu îi vorbește. Dacă tu faci scandalul, adăr de seamă, sari, țopă-i, prietene. Pare foarte rău, nici de la Domnul. Acum, întrebarea mea următoare. Care e mai mare păcat? Ce face dumneavoastră sau tu? Pricepe întrebarea. Voi nu vreți să vă măritați, ce întrebați de verighetă? Când ați răspuns că vreți? Am? Nu-mi trebuie, cu cea mai frumoasă căsătorie, se știe. Știe toată lumea de ce am nevoie de așa ceva. Aici trebuie să se înțelegeți că biserica locală hotărăște legat de acest gest și dacă în biserica ta biserica locală a hotărât să nu se poarte, dacă tu poarți, păcătuiești. M-ați auzit ce am zis? Nu mai vreți. Aici ați vrut să vă dau. Deci biserica locală, repet, are autoritatea asupra ta ca și membru în trupul lui Hristos. Acum nu zic că dacă într-o biserică se fac păcate sau nu, că e ok. Nu trece spate trămuri. Legat de ce am vorbit acum, da? Dacă există o rânduială interioară și tu nu o respecti, înseamnă că te împotrivești rânduielii bisericii și a lui Hristos. Frații așa au înțeles? Tu ești pocăit, smerit, ascultător? Zici amin. Ați zis cumva? Doamne ajută! Hopa! Niște părinți vor să-și mărite fetele. Ce părere aveți de presiunea bisericii? Bă, da, spirituală ești! Sau a familiei de a ne căsători cât mai repede. După 19-20 de ani. Păi nu știu, poate ai frați care au 30 de ani. Și că nu s-o căsători. Nu știu care e problema. Ce poate fi aici. Nu există presiune. Deci nu există cineva să te preseze în domeniu. În mod normal trebuie să te căsătorești după 18 ani, că altfel trebuie să semneze cineva pentru tine. În Germania e voie la 16 ani? Nu, tot 18, da? Înțelegeți? A, că zice, nu sta până la 30 de ani. A, am înțeles eu ce vrei să zici acum. Păi e altceva. E altceva. Există o vreme pentru toate. Dacă ai trecut de 30 de ani, nu-ți pierde speranța. Mai sunt, că nu ești singurul pe planetă. Nu te sperea prea tare. Poți să te căsătorești și la 35. Și la 40. E posibil. Nu e problema asta. Nu cred că există o vârstă în care trebuie să te însori neapărat să te măriți. Deci nu cred asta. Cred că pentru ca să te poți căsători, trebuie să fii suficient de dezvoltat emoțional. Suficient de dezvoltat ca vârstă. Suficient de hotărât că faci decizia asta pe viață. Și suficient de dezvoltat spiritual, să ai principii de viață. Foarte important. Foarte important. De ce trebuie să fii dezvoltat emoțional ca vârstă? Pentru că toți care sunteți aici recunoașteți că atunci când erați în clasa a șaptea, aveați o fată, dacă erați băieți, pe care o simpatizați. Fiecare pe alta. Cine dă din cap e de meu. Ok, sunteți cu mine, sunteți sinceri. Și fetele viceversa, da? Bun, întrebarea mea. Când ați ajuns la 20 de ani, v-a mai plăcut de aia? Nu. Că v-a plăcut că v-a dat temele la nu știu ce materie, că știe mai bine germană.
că v-a ajutat nu știu ce, chestiuni copilărești, da? Ei, când ți s-a dezvoltat creierul și tu te gândești, bă, prietene, eu mă căsătoresc cu asta pe viață. Nu-i pe an, nu-i pe lună, nu-i pe Marte, e pe Pământ, dar pe viață. Și voi duce toată viața cu ea. Uite, cum reacționează în momentul ăla, nu-mi place. O văd de departe în grupul cu tare și văd că n-are lacățel la gură. Continuă vorbește, domnule. Asta nu o poți opri. A, păi dacă tu ești un mut, păi normal că trebuie să-ți zici la care vorbește. Că altfel, doi muți, nu știi ce faceți. Vorbiți continuu pe mut. Înțelegeți? Deci domnul le potrivește. Și atunci, tu îți dai seama că nu ți se potrivește. De-aia trebuie să fii dezvoltat emoțional. Asta e motivul pentru care o fată la 15 ani nu văd de ce să aibă prieten. Ce să facă cu el? Mai vine câte un băiat și mă întreabă, frate Galeb, am voie să o țin de mână. Păi dacă e oarbă. Până trece strada, după aia lași. Care e motivul pentru care tu ții de mână o fată? Am intrat în subiect, țineți-vă bine. Fetelor, voi în relația de prietenie trebuie să fiți bodyguard. Vedeți pomul ăsta? Da? Când băiatul și-o întins mâna pe mânuța voastră și-o urcă mai mult de aici, da? În secunda a doua trebuie să te faceți doi pași în spate și să uitați bine unde e aici. Pac! Aveți acord pastoral din partea mea. Dacă vreți, vă dau pe semnătură. Știți de ce? Creierul băiatului e diferit. El se gândește la relație finală prin ceea ce vede. Creierul fetelor e diferit. Ea se gândește la relație finală dacă e atinsă. El s-a gândit deja și te atinge pentru că vrea ceva. Te atinge că vrea să-ți arate că te iubește? Hai mă, fiți serioși! Mincinoșii! Reveniți-vă! Ei, tu când îți dai seama că ești într-o zonă periculoasă și deja el nu mai gândește, de ce zice Biblia ca boul la măcelărie? Creierul lui e dezactivat. Poți să tai lemne pe el. Abia își mai dă seama unde e. Nu-și mai dă seama, efectiv, e dezactivat. Ei, când tu vezi că e așa, fai frumos și ai trântit una. A zis amin? De ce? Ești bodyguard. Tu trebuie să-l oprești. Să zicem că sunteți prieteni, da? Și începe el cu tot felul de lucruri care au voie să fie discutate în exclusivitate după căsătorie, după biserică, după masă, după ospățul nunții. Și la auzi că începe. Îi zici, ne revedem, pac, e închis telefonul. Așa trebuie să faci. Dacă tu lași, dacă tu îi muți camera pe video, prietene, v-ați dus. Și numai relație cu Dumnezeu nu mai e. Aia se numește păcat. Deci vreau să pricepeți fetelor că băieții gândesc un pic diferit. Nu-s mai bun sau mai răi, gândesc diferit. Așa că fiți foarte atente. Că vă spun părinții să vă căsătoriți, nu înseamnă că vă obligă. Eu nu cred că există părinte care zice, dacă nu te muriți până la 20 de ani, pleci de la mine. Eu nu cred așa. Că spune că ar fi bine să te gândești și tu, că ai o vârstă, asta e ușor când ne uităm un buletin, deci nu mai trebuie să ne spună părinții. Nu acceptați presiuni. Dacă toți prietenii tăi ca băiați s-au căsătorit, tu n-ai dreptul biblic să te împrietenești cu o fată că toți s-au căsătorit. Care e problema? Ai viața ta, ai călăuzirea ta, ai planurile lui Dumnezeu cu tine? Și viceversa. Poate pentru colega ta cea mai apropiată Dumnezeu a hotărât să se căsătorească la 20 de ani, poate pentru tine la 25. Care e problema? Ce? Nu există șablon. Hopa, cineva vrea să meargă în război? Cum să reacționăm dacă suntem înrolați și trimiși în război, având în vedere că Biblia este împotriva violenței sau uciderii? Am un prieten care mi-a zis, acum săptămâna trecută, că dacă îl ia în război în România, bine că nu zic numele, nu? El zice că, din convingere personală, nu atinge arma. Se decizia lui. Și roagă pe toți să-l pună la bucătărie. Nu știu cum să reacționez exact. Eu nu pot să spun. Biblia spune că atunci când ajungi în astfel de momente, Duhul Sfânt îți va zice. Ce să zic? Bunicul meu a fost pe front, pe linia întâi cu rușii. Nu mai trăiește, că altfel nu ziceam asta. Așa?
Și mi-a povestit când eram la dumnealui acasă că ținea arma pregătită și ridica cu un milimetru mai sus decât capul dușmanului. Așa se face că el e convins că n-a omorât niciun om pe front. Dacă din cauza asta sau nu, dar oricum din cauza că l-a păzit Dumnezeu, i-a venit un glonț de care i-a intrat aici între brațe. Și a trecut doar un pic iadit pe Learsu și s-a întors pe jos din Serbia, a ajuns să bea apă din urmele de copite de cal. Așa a ajuns în Cluj-Napoca, Răcătău, de unde locuia. Ce am vrut să spun cu asta? Dumnezeu e capabil să te păzească. El are putere să te păzească. Eu nu pot să spun ce să faci tu. Nu pot să-ți promit că să te duc la bucătărie. Nu știu. Rugați-vă să nu vină războiul și dacă cumva ajungeți în situații de genul, rugați-vă să vă dea Dumnezeu călăuziri. Iar dacă ajungeți să aveți arma în mână, Dumnezeu vă poate păzi. Firul vieții dumneavoastră nu e mâna noastră, a nimănui, cea lui Dumnezeu. Iar cineva e pastor și zice, ce părere aveți despre bisericile care își concentrează atenția asupra încredințărilor personale? Păi aici e un pic contradicție în formulare, că dacă e biserică, nu e personală. Ignorând maturizarea bisericii conform cuvântului Sfânt, mă, dar maturiești tu, mă. Nu cred că trebuie să generalizezi. Eu cred că, da, există posibilitatea ca să existe anumite rânduieli care par a fi mai mult încredințări personale, dar să știți că rânduielile sunt puse cu un scop. Frații care le pun au o logică, au o călăuzie, nu le fac la întâmplare. Da, dacă fata cu care vorbești totul pare ok, cum adică vorbești totul, nu vrei să te însori cu ea? Dar nu ai răspuns în privința ei din partea Domnului. Ce faci? Te oprești sau continui să vorbești? Te oprești. Păi tu cum vorbești așa, pe interzis? Cum să vorbești pe interzis? Băieți, hai că poate răspund la multe întrebări deodată. Ce trebuie să faci dacă vrei să te însori? Trebuie să faci ceva? Unii spun, Domnul mi-o trimite cu elicopterul. Nu s-o trimite, Domnul. S-o trimite Domnul la mine, că și pe la Adam m-a dus-o pe Eva. Bă, șmecher ești tu. Vrei să nu faci nimic frumos? Să vină cu elicopterul, să intre pe geam la biserică, nu? Cum vrei să intre? Nu o să intre? Vrei să te însori? E o întrebare foarte serioasă. Dacă răspunzi cu da, fii atent că trebuie să faci ce zic mai departe. Atunci, dacă vrei să te însori, fii hotărât că vrei. Respect condițiile de maturizare, emoțională, psihică, spirituală, da, toate. Mai ales că după ce tu o ceri și mergi la taică-sul, știi ce o să zică taică-sul? Și cu ce trăiți? M-a sunat o tânără recent și am întrebat-o, ok, vine viitorul tău soț din America, dar unde o să stați? Păi stăm în tir. Frumos din partea voastră. Dacă mi-a zis real, deci nu pot să joc. Și a zis, ok, și după ce vine un copil, unde îl puneți? Am vrut să zic pe acoperiș. Deci nu-i normal. Deci trebuie să fii suficient de dezvoltat, da? Trebuie să treci de primul nivel. Fără asta, n-are... De-aia nu recomand prietenii la 15 ani, 16 ani. Ce să faci la 16 ani cu fată? Prietenia, din perspectiva mea, care cred că e biblică, n-are voie să depășească un an jumate. A zis cumva amin și n-am auzit? Zice câte unul, eu am fost 8 ani, e adevărat că am fost cam ispitit. Păi taci din gură, mă, măcar. Dacă te-ai falimentat și dar cu stângul în dreptul și te-ai făcut de minune în toată localitatea, măcar nu mai zi public, să nu mai știe nimeni. Fă-te că ești altul. Ce să zic? Nu mai prezenta falimentul tău. Prietenia, din perspectiva mea, care cred că e biblică, repet, are voie să dureze maxim un an jumate, nu 2 luni. Deci nu fiți dezechilibrați. În 2 luni nu reușești să stabiliți principiile biblice între voi doi. Plus că în 2 luni poate fi falsitate, șmecherie, învârteli, afli după 5 ani că a fost recăsătorit. Pare foarte rău. Păi vin câte unul la mine și o întreb, ok, și pastorul viitorul tău, cum îl cheamă pe pastor? Nu știu. La ce biserică merge? Nu știu. Dar tu ce știi? Ce știi? Că nu știi nimic spiritual despre el. Prietenia poate fi existentă într-o relație viitoare pentru căsătorie cu acord biblic, doar dacă pe durata prieteniei se stabilesc principiile de viață. Păi nu vă certați după 2 luni de la căsătorie că ea nu vrea copii. Păi prietene, ce ai făcut în prietenie?
Despre ce ați povestit? Despre portocale? Ce ați povestit? Păi voi trebuie să vă stabiliți principiile, ce gândiți? Trebuie să gândiți la fel, să aveți principii care să fie convergente, să meargă spre omogenizare, să gândiți corect biblic. Nu vorbiți despre avioane. N-are sens. După ce ești hotărât că vrei să căsătorești pentru că ai vârsta necesară și știi că în maxim un an jumate, maximul maximului 2 ani, dacă sunt condiții de depărtare, nu poate din cauza studiilor, nu știu ce, da? Deci, în perioada asta tu vrei să căsătorești, de atunci încolo, dacă tu ai în minte o fată, ai grijă să n-ai două. Zice câte unul, nu merge asta, mă duc la aia. Dar tu ce crezi că ești? L-a ales castraveți? Ce crezi? Păi tu lucrezi cu o ființă umană, nu lucrezi cu... Deci nu există. Vrei să te însori? Atenție! Trebuie să ai pe listă o singură fată, nu-i corect. Mai este câte un băiat care trimite fete, trimite la 7 fete mesaj. Păi mă, tu ești musulman? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu viața ta? Ce se întâmplă cu tine, domnule? În creștinism ai voie să ai o singură soție, n-ai știut? Ce-i treaba ta ce face Isulescu? Ce-i treaba ta că și-au făcut temelele matematice? Care e problema? E treaba ta? Nu-i treaba ta. Mesajele private nu se trimit decât cu intenție serioasă și în vederea căsătoriei. A zis amin? Amin. Tu nu poți consilia o fată, tu n-ai dreptul să-i cauți situațiile ei private, există slujitor, există pastor, există comitet, vezi de treabă. După aceea, o singură fată în minte, trebuie să o așezi pe ea, fără să știe ea, înaintea lui Dumnezeu. Deci tu cu Dumnezeu. Tu personal cu Dumnezeu. Nu așeza înaintea Domnului într-o singură zi, că nu e corect. Că o zi te țin gândurile de euforie, de imaginație, de nu știu ce, nu păcătoase. Gânduri de viitor cu o fată aia. Deci o simpatizezi, o zi ține, dar trebuie să te mâni, nu ține dacă nu e ceva stabil. Așa că îți recomand, între 3 săptămâni și o lună să o așezi pe ea înaintea Domnului. Te rogi, citești Biblia, postești măcar o dată pe săptămână, cauți fața Domnului, nu lipsești de la niciun program. Dacă Dumnezeu te duce în prezența unui proroc, accepți orice mesaj, vorbești cu Dumnezeu, stai înainte. Să vă spun cum am făcut eu? Nu se scurăm. Vă spun, ok. Deci eu m-am dus la biserica din Florești, din județul Cluj, așa, la biserica Betel, atunci era o singură biserică. Eram cu tata, cu frații mei, cu surorile. Aici era amvonul, pe partea asta erau grupul care conducea cântările, niște băieți și fete. Și pe partea asta, la altă, eram noi 3 băieți cu tata. Nu știu ce, așa a îngăduit Domnul. Eu eram aici, pe colț, și la o rugăciune, fără să urmăresc pe cineva, am auzit o voce de fată care se roagă. A zis, bă, cine e asta? Asta are bucăi, trebuie să fie. Recunosc că mi-a deschis ochii. Rare ori îmi deschid ochii, numai caz de urgență. Asta a fost. Da? M-am uitat la ea și am zis, mă, dar fata asta e pocăită. Vai cum se roagă. Ce mi-ar place să se roage ca ea, viitoarea mea soție. N-a zis la nimeni nimic frumos. Nu știu ce am vorbit atunci, la îndemn, în fine. Am urcat în mașină cu familia, eram într-o dubă cu toții și mama zice din față, ați văzut-o pe frumoasa din Florești. Opa! A zis, îi place la mama. Asta e foarte important, băieți. Nu știi nimeni ca pățâtul. E foarte important. Au mai trecut câteva zile și la un moment dat am ajuns într-o vineri seară la biserică la ea și am pus un semn. Și am zis, Doamne, dacă consider că ar trebui să vorbesc cu fata asta, fă ca în seara asta să nu slujesc nimic. La o biserică mică era cam imposibil. Dacă nu mă rugam, recitam. Dacă nu recitam, încercam să predic. Nu mi-a reușit tot timpul, dar ceva făceam. Nimic nu m-a pus. La final de program vine fratele prezbiter care a condus programul să-și ceară scuze, că nu a putut, în fine, nu m-am supărat, eu m-am bucurat. Am vrut să zic, apar n-aveți ce bucuros. Și lângă el vine fata asta frumoasă din Florești, o devine cea mai frumoasă din lume între timp, așa, și zice... Dacă nu l-a spus azi, data viitoare de 2 ori. A zis, mă, asta chiar îi place de mine. Ce iluzie avea. A
zis, bă, treaba e bună. Ok. Coborâm la demisol, frumos, revin ceva ceai cu cozonac și la final, de înainte să plec, eu eram foarte atent și am zis, uite, nu vrei să îmi dai e-mailul tău să-ți trimit niște articole de pe blog să mi le colectez? Încă n-au apucat. Ok. Mai avem timp, 12 ani, încă nu. Dar sper să ne dea domnul har să mai putem. A fost un motiv pe românești, da? I-am cerut e-mailul și am plecat acasă, am zis, Doamne, din seara asta, e vineri, eu calculez 3 săptămâni. Te rog frumos, în cele 3 săptămâni să-mi spui dacă ai pentru mine prin toate metodele. Dacă o să-mi spui prin toate metodele, da, mă duc la final de cele 3 săptămâni și o întreb. Eu o întreb direct, fără nicio altă nevoie de intervenție. Dacă prin toate metodele îmi zici nu, ea nu va ști niciodată asta, că mie mi-a plăcut de ea și nu o să-i zic nimic niciodată. Și apoi am zis că e foarte important să fui varianta a treia. Doamne, dacă nu-mi zici nimic, fii atent că o întreb natural. Eram hotărât, chiar am văzut să mă însor. Aveți celor ce tot amână, da? Asta a fost vineri seara, a trecut sâmbătă, duminică și luni dimineața pe la ora 8-9 mă sună un prieten dintr-o altă biserică din Cluj care în prealabil mă provocase dacă vreau să mă duc el la o soră care are dar de prorocie dintr-un județ din România și atunci în prealabil, fără să știu ce urmează, i-am spus da, că vreau. Acum când m-a sunat, eu nu puteam să-i spun nu mai vreau. Că dacă eu spuneam nu mai vreau, înseamnă că eu îi ziceam lui Dumnezeu, vezi că poți să-mi vorbești prin ce metode vrei, dar nu cumva să alegi prorocia. Deci rețineți, n-am sunat prorocul, nu m-am dus eu la el, m-a dus altcineva printr-o conjunctură independentă de mine. Am ajuns acolo la sora, domnul n-a vorbit nimic prin ea. Era un bătrânel pe care l-am văzut o singură dată în viață, atunci și de atunci niciodată. Am citit din Biblie, că mi-au dat frații Biblia și am citit așa mai silabisit să nu se dea seama că eu predic. Nu că aș fi predicat, încercam să mai dau și eu niște mesaje. Așa, să nu fie ispitit prorocul, să fie impresionat de mesajele mele. Foarte rar am citit, așa, eram și mic, nu părea că vreau să mă însor vreodată. Așa, ne-am pus pe genunchi toți, au trecut câteva secunde de rugăciune și prorocul a zis, așa vorbește Domnul. Te-ai uitat la o floare din grădina mea, eu, Domnul, am luat-o și am pus aproape de sufletul tău. Roagă-te! Și tot ce nu-i potrivit cu planul meu va fi îndepărtat. Amin. Ne-am mai rugat câteva minute, ne-a ridicat toți. Și eu, ca să am martor, nu că nu știam ce e, am zis, frate, oare ce poate fi floarea asta? Și zice bătrânul, eu, fată, ce-i cu tine? Ăștia tăți trecuți de 25 de ani, ca lepte, sori. Am zis, ce-ți din gură? Vă spun eu când e vremea. N-am zis la nimeni nimic, n-am scris mesaj, nu am trimis un e-mail la Alexandra, nimic. A stat 3 săptămâni înainte Domnului. După cele 3 săptămâni, sâmbătă dimineața trebuia să ajung la o nuntă, sâmbătă înainte să pornesc pe nunta aceea, i-am trimis un mesaj. Atunci era pe vremea în care nu erau minute, trebuia să ai minute, că trebuia să fii bad gentleman, să sunt tu, să nu te sune ea, în fine. Acum sunt minute păstătăt, e altceva, dar tot băiatul trebuie să inițieze. Dacă trebuie să spun și asta. Și a zis, astăzi când vei avea timp, trebuie să-mi lași un apel, că trebuie să discutăm ceva important. Eu am trimis mesajul pe la ora 9, în cât timp credeți că mi-a răspuns? Aș vrea. Hai, ziceți altă variantă. Cum? Doamne, fer, frate, oprește-te. Vezi, să nu v-ați să zici. Da, mi-a spus pe la 6 seara. Eram, s-o termina nunta, numai nunta nu a fost aia pentru mine, așa, s-o termina nunta, coborâm la masă și eram mână în mână cu pastorul Gicu Stan. Regretatul pastor care a plecat la Domnul din Biserica Betel din Zorilor și mă întreabă dumnealui, Caleb, ce faci, când te zori? Mi-a vibrat telefonul, a zis, mi-a vă spun, lăsați-mă să mă duc să... Am mers, am ieșit repede, am urcat pe scările bisericii Betel, m-am așezat după un stâlp, m-am uitat foarte atent să nu mă vadă nimeni, să nu mă audă nimeni și am sunat-o. La telefon, zic fetele. Cum, la telefon ați întrebat-o? Da. Că am fost hotărât. N-am avut timp de menajamente, prea mult. Și fata zâmbește. Așa, și am zis, dintr-o dată i-am spus, uite Alexander, eu intenționez să intru cu tine într-o relație de prietenie, care dacă tu ești de acord, se va finaliza cu căsătorie.
reține că eu nu vreau să-mi bag joc de tine și tu nu ești obligată să zici da sau nu. Ce credeți că mi-a zis? Zice Alexandra, nu, eu doar ce-am dat bac, cum? Eu nu vreau să mă urit. Am început să mi se mai aia picioarele. Am zis, băi, băi, nu vreau, eu nu vreau. Nu știu, nu vreau să te încurc, Aleb. Dacă tu crezi că te încurc, gândește-te la altcineva. După ce și-o zis ea pledoaria, i-am zis, Alexandra, tot ce ai zis tu e nul. Opa, da, nu iau în considerare pentru că nu-i corect. Nu-i corect dacă eu am avut timp să întreb pe Domnul și am primit răspuns ce l-am primit, să te oblig pe tine la telefon să-mi dai un răspuns. Uite, tot ce ai zis tu până acum consider ca fiind fals sau nu fals, nu-l iau în considerare și îți dau ocazia ca în 6 luni de acum încolo să-mi dai un răspuns. I-am dat mult sau puțin? Zice că te-o bă, te-ai riscat. În 6 luni răspuns, nu știu ce faci. O zis, dar totuși, ce ești așa hotărât? Nu contează. Nu-i problema ta asta. Bine că după aia am spus. Dar înainte n-am vrut să-i spun să aibă convingerea ei personală. Să nu meargă pe mâna mesajului și a experiențelor mele, da? Ok, am terminat cu vorbirea, numai masă de nuntă nu a fost aia. În fine, am mers acasă. După 2 săptămâni eram la Biserica Elim Timișoara, în practica pastorală, din acea vară. Ea era în Florești, în Cluj. Spun asta, e important, pentru că e important unde e vești când vorbești astfel de lucruri. Foarte important. Nu vă găsiți locuri întunecoase, nu lăsați suspiciuni. Pe mine m-au urmărit foarte mulți oameni să vadă dacă mă apropii de o fată sau nu. Niciodată nu m-au văzut cu Alexandra în parc. Când m-a dus la pastorul Bojor să scriu un agendă în nunta, a zis, dar cu cine te însori? Cu o fată, cea mai frumoasă din lume. Înțelegeți? Când urcam și mergeam într-o misiune, nu stăteam lângă ea în mașină. Nu dădeam, da, posibilitatea la suspiciuni sau la interpretări. Ea era foarte serioasă și când trebuia să mă duc cu ea într-o misiune, îmi spunea așa, o să o sun pe cea mai bună prietena mea, o cheamă Adela, scuzați-mă, așa, și dacă ea e de acord, o să vin, dacă nu, nu. Deci ea nu urca în mașina mea, așa, habodnic, să mergem în misiune, cic. Da? Mare atenție, băieți, fete, cum umblați prin mașini. Să-i o paranteză doar. După ce am vorbit în acea seară, s-au terminat minutele mele, minutele ei, o lua telefonul mamei. Semn că mama știa tot. Și într-un final mi-a zis, asta e, m-ai învins. Ți-am zis, da. De atunci sunt cel mai fericit om. Slăvit să fie Domnul. Fii foarte atent când întrebi. Fii foarte atentă când răspunzi. Deci, din convingerea mea personală, eu nu cred că o fată, după ce a întrebat-o băiatul, să zică instant răspunsul. Decât dacă băiatul e super nepocăit. Dacă știi clar că n-are nimic cu Dumnezeu, trebuie să-i spui adevărul din prima. Dacă îi născut din nou într-o relație bună cu Dumnezeu, dacă te întreabă marți, nu-i normal ca marți dimineața, dacă te întreabă el, nu-i normal ca marți seara să-i dea răspuns. Nu-i corect. Ascultă-mă bine ce spun. O să zici, dar frate, o vin cel mai urât după planetă. Nu-mi pasă. Tu trebuie să ai răspunsul lui Dumnezeu pentru el. Pentru că am întâlnit cazuri în care fetele au zis nu și au regretat. Este un caz real din Cluj. Băiatul foarte serios a stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu a spus, fata care e pentru tine e cu tare. El sincer s-a dus la ea și ea și imagina că vine, nu știu cine, există Brad Pitt? Nu știu cine, ceva actor de ăsta. Păi dacă vă uitați la filme, I'm sorry, pare rău, filmele nu sunt realitate. Deconectați-vă din scenarii de filme. Ha? Și și-o imaginat că vine nu știu cum, cu nu știu ce, cu, da? Și asta a venit simplu. Ca mine. Simplu. Și ea i-a zis instant nu. Și a trecut un an, și a trecut 2. Și acum nu mai știa cum să facă, pentru că ar fi vrut. Dar nimeni dintre ea care și-a imaginat de a nu vine la el, la ea. Și acum ar fi vrut neapărat băiatul ăsta care a întrebat-o, că e singurul pe planetă care a întrebat-o. Și într-un final, pentru că băiatul a fost merit, și-a dat seama că ea vrea din nou și s-a căsătorit. Dar a suferit un pic. Lucru manual.
Deci, repet, cred că dacă ești fată, trebuie să stai înaintea Domnului să-L întrebi pe Dumnezeu dacă băiatul e pentru tine. Nu-i normal să te căsătorești dacă nu-ți place de el, dar în perioada care tu îl întrebi pe Domnul, dacă Domnul are în providența sa să te căsătorești cu el, o să spună ceva pe inimă și o să-ți placă. Da, o întrebare zice dacă e bine să punem semne când luăm decizii, dacă e voia Domnului sau nu. Nu știu cât e ceasul, că ceasul ăsta e de la mai special. Adică mai putem sta? Ok, până la 10 tot ține. Ăștia cu 50 de kilometri ar plecați? Când plecați voi mă opreți, bine? Ok, da. Un semn are voie să fie pus după un mesaj divin. Și vă rog frumos să nu pune semne de genul dacă mâine ninge, păi prietene, e vara, cum să ningă? Deci înțelegeți? Adică omul nu vrea să meargă în direcția și pune un semn de ăsta. Păi nu pune semne de genul ăsta. Vara nu ninge. Am o veste, dacă nu știați. A, când e vara în Australia, aici ninge. Da, se altceva. E parte, altă parte a globului. Gedeon a pus un semn după ce a primit un mesaj de la Dumnezeu. Rețineți ce vă spun. Nu zici primul care intre pe ușa aia meu. Păi intră bunicul. Ce să-ți fac? Păi nu pune semne de astea. Nu pune semne de astea. Mă auzi? Nu pune. Tu trebuie să ai un mesaj de la Dumnezeu. Gedeon a primit mesajul, i-a zis, Domnul e cu tine, du-te în luptă, el avea emoții dacă poate birui sau nu. Și în momentul în care avea emoție personală, Dumnezeu i-a cunoscut capacitatea de a reacționa și a zis, Doamne, uite, eu mă tem, mi-e frică, dacă voi fi învins de madianiți. Eu cred cuvântul tău, dar te rog frumos să-mi dai un semn mie personal, o încredințare puternică. Și a pus lână să fie plină de rouă și sub lână tot uscat. Asta era imposibil în mod natural, dar era corect pentru că era în urma unui mesaj divin. Nu puneți semne copilărești. Legat de faptul dacă deschizi Biblia într-un loc. Eu nu cred că te căsătorești după ce ai deschis Biblia odată. Așa. Tu trebuie să ai o comunicare cu Dumnezeu. Dacă tu nu crezi în proroci și dintr-o dată că vrei să te sori, dintr-o dată crezi, drăguțule. E extraordinar de mare credința ai. I-ai bârfit toată luna, tot anul, de 20 de ani îi bârfești pe toți prorocii și când vrei să te însori, pui mâna pe telefon. Nu știu cum să te explic, nu o să-ți vorbească Domnul. Că n-are la cine. Că nu pricepi mesajul. Dar iată tu, pune-te o perioadă în fața Domnului, caută fața lui Dumnezeu. Și în perioada asta vezi uși închise, deschise, realizează cum, fii foarte atent la reacția părinților, ce zic părinții. Nu-i călca în picioare că după nuntă, la cine duci nepoții? Hă? Părinți. Au fost ăștia mari bravi. N-am nevoie de voi. Nu știu cum să-i explic. Omul care ține cel mai mult la tine ca fată e tata și mama. E tata și mama. După ce vă căsătoriți, o să ține bărbatul tău. Înainte nu poate. Și dacă vrea. Că-ți promite că te duce cu Lamborghini, cu elicopterul, că face nu știu ce pe cer, lumini. Mai întâi a fost acolo un curcubeu, mi-a fost un semn că mai pot predica încă. Avem îndurarea, Domnule. Înțelegeți? Deci nu faceți chestiuni de genul. Respectați-vă părinții. Binecuvântarea lor contează. Nu vorbesc de părinți care îi îndeamnă pe copii să facă rele, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc de părinți sinceri. Respectați-vă părinții. Faptul că părintele acceptă până la urmă și ăsta poate fi un semn. Nu-i călca în picioare, așteaptă. Care-i problema că nu fixez nunta în mai și o fixez în iulie? Că așa-i de acord tata și mama. Nu mă interesează! Oprește-te! Revinu-ți! Asta e lipsă de respect față de părinți. Pentru că părintele tău numai cea poate să vină în țară. N-auzi, tu nu-l respecti? Nu există pentru tine? Pentru că crezi cu 25 de ani, 20. Păi cum să nu existe pentru tine? Fii cu frică de Domnul. Nu pedala exagerat. Ascultă-ți părinții. Acceptă că au experiență de cel puțin 20 de ani față de tine mai mult. Acceptă că au trecut prin situații pe care tu nu le poți imagina. O să fii și tu părinte și ai grijă cum îți tratezi acum părinții, așa o să te tratezi pe tine cu prungii. Să ai lucruri manuale, să ai litere de lege. Nu te mira după aia, prea târziu. Eu funcționez după ceasul din România, acum e numai... E ok.
O scris un mesaj cineva cu barbă. Uite cât îți dai, ce mă mai întrebi? Dacă zic că nu-ți dai, cam greu de zis. Ce părere aveți de cesaționismul penticostalilor? Păi da, nu ea penticostalilor, astea oamenilor. Căutând în primul rând experiențe cu Dumnezeu sau prorocii înainte de a consulta Biblia. Cred că despre asta am vorbit. Prorocia și cu Biblia sunt așa. Și cu vedenia așa? Trebuie să zic. Nu există prorocie fără Biblie. Și nu există mesaj profetic fără Biblie. Biblia e o prorocie. Însă dacă tu ești într-o situație dificilă și nu știi dacă să iei în dreapta sau în stânga, Biblia îți spune cadrul principial biblic. Adică Biblia îți spune că să furi sau nu. Nu mai întreba pe Domnul. Deci nu mai întreba pe Domnul. Că Biblia îți spune clar să nu furi. Dar dacă la un moment dat există un pericol pe care tu nu poți pricepe și Dumnezeu trimite un proroc și zice, uite, fii atent. Fii atent că în viitorul apropiat există un pericol în fața ta. Nu accepta. Pericolul poate fi îmbrăcat foarte bine. Să vă spun o experiență personală? Vă spun. Înainte să fiu ordinat ca pastor în Biserica Bretania, la distanță de câteva luni doar înainte, a venit la o seară de tineret un proroc la noi la biserică. Am coborât cu dumnealui la rugăciune, joi seara avem o 10 minute, 15 de rugăciune înainte cu cei care slujesc și prorocul și-a pus mâna pe mine și a zis, ascultă, așa vorbește Domnul. În scurtă vreme vei primi o ofertă spirituală la care trebuie să-i spui nu. Când te vor întreba de ce, să le spui că tu asculți de Domnul. Dacă nu asculți, vei pierde mult din planul pe care l-am cu tine. Amin. Au trecut 2 săptămâni. La o biserică din România, nu vă spun localitatea că e mai bine, am mers la evanghelizare, pastorul interimar m-a urcat în birou și mi-a spus, Cale, fără să întind vorba, uite, noi vrem să punem înainte de Domnul dacă vrei să fii pastorul bisericii noastre. Instant mi-a părut prorocia în creier. Și am spus, frate, dumneavoastră, puteți spune unde vreți dumneavoastră. De-aia vă spun răspuns. Răspunsul este nu. De ce? Ascult de Domnul. Ați înțeles? Nimeni simplu așa? Păi dacă stăteam 2 săptămâni să mă gândesc, să-mi imaginez, dacă, unde-i mai bine, cum, ce, cum, de ce? Păi Duhul Sfânt o știut. Și Duhul Sfânt mi-a zis, în scurtă vreme. Și a zis, frate, îți dau răspunsul. De ce știu că răspunsul e așa? Pentru că numai cu 2 săptămâni a fost un proroc la noi, la demisorul bisericii, a pus mâna pe mine și mi-a zis asta. Pastorul interimar a zis, mulțumesc, nu mai punem înaintea Domnului. Ați înțeles? Aproape săptămânal primesc un mesaj pe WhatsApp de obicei, în care sunt oameni care sunt treziți noaptea, la ora 2-3 dimineață. Și înștiințați de Dumnezeu să-mi spună un mesaj pentru mine. Cum să nu iubesc lucrarea Duhului Sfânt? Am avut momente în viață în care nu știam ce să aleg. Și înainte cu 10 minute sau o oră să trebuiască să iau o decizie, Duhul Sfânt printr-un proroc mi-a trimis un mesaj. Dar nu l-am cerut eu. N-am trimis un mesaj. Și a venit. Au fost cazuri în care, pentru că am simțit că iau o decizie care pare a fi super biblică și logică, dar nu am avut o consultare cu Dumnezeu, au fost cazuri în care am trimis un mesaj la un proroc. Și Dumnezeu mi-a vrut ad literam, ad literam, să credeți în darul profetic. Dumnezeu îți va vorbi numai dacă tu crezi. În măsura în care tu crezi, așa se vorbește Dumnezeu. Nu crezi deloc, nu te aștepta. Pe dacă am zis, dacă tot viața întreagă n-ai crezut în prorocie, în mesaj profetic, că Domnul poate vorbi prin prorocie, păi nu pune mâna pe telefon la proroc ca să se numește șmecherie. Și ca și cum tu îl obligi pe Dumnezeu să vorbească printr-o metodă pe care tu nu o crezi. O să tacă Dumnezeu. Mai grav ar fi să îngăduie un duc de minciună. Nu te juca. Păi zice că tu nu, frate, mie nu vine niciodată Duhul Sfânt. Păi da, jos vină-mă că tu nu crezi. Ce să-ți facă că tu nu crezi? Păi dacă îți spun oameni care au fost eliberați de droguri, de alcool, de tutun, de imoralitate, de coșmaruri, de insomnii, prin mesaj profetic, e problema ta că nu mă crezi. Dar tu când se aduc pe oamenii aia, ce o să zici? Cum o să-mi explici? Nu fugiți după proroci, fugiți după Biblie.
și fugiți în direcția în care Dumnezeu vă călăuzește, acceptând că Dumnezeu are mesaje profetice în prezent. Au fost oameni care m-au ironizat pentru asta, poate taie și din predica asta, nu contează. Dar vreau să vă spun ceva. Când văd efectul pe care l-are Duhul Sfânt în viața oamenilor, nu-mi pasă de critici. Mă interesează să fie oamenii salvați, iertați, eliberați și binecuvântați. Și în cer, doar atunci o să aflăm câți oameni au fost binecuvântați pentru că am crezut lucrarea biblică, autentică. Vă dau un caz. Eram într-o tabără de tineret și Duhul Sfânt mi-a zis în timp ce Cosileam adolescentă să-și deschide cămașa atâta. Puteți seama că nu-i confortabil pentru un slujitor să o roage o adolescentă să facă asta. Dacă nu era adevărat, devineam ridicol. Și-a deschis cămașa și după ce s-a deschis cămașa avea urme de lamă pe vene. Și-a zis, ce-s cu urmele astea? Te rog să-mi spui. A zis, frate, care plângând, am luat niște lame de la tata și am vrut să-mi tai venele. Nu mai place viața. Avea doar 15 ani. Întrebare. Dacă nu credeam în lucrarea Duhului Sfânt și nu activam darul cunoștinței pe care mi-a trimis Dumnezeu mesajul ăsta, cum era dacă predicam la mormântarea ei în 2 săptămâni? Nu cumva eram vinovat pentru asta? Mă înțelegeți? Pentru că eu am fost în tabăra aia, nu doar să organizez tabăra. Eu am fost acolo pentru că fata aia avea gânduri suicidale. Și Duhul Sfânt a fost să mă folosească, să-i spun, Hristos te iubește, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să-ți alungi toate sistemele prin care le avea în găzdan, le avea pregătite pentru tabără, să facă ceva groaznic. Și trebuie să-L primești pe Hristos ca Mântuitor. După aproximativ un an s-a botezat. Cântă acum în bisericile Domnului. Dar trebuia să fie cineva acolo. Putea trimite Domnul și un înger, dar de ce să nu fii tu? De ce să nu fii un om? De ce să nu fii tu ca tânără? Că o întâlnești, o vezi și Duhul Sfânt îți zice, vezi, spune-i. Săptămâna trecută mergeam la o evangelizare înspre Deva. Am parcat la Rompetrol, am servit ceva acolo și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că vânzătoarea asta are o dramă în viața ei. În timp ce așteptam comanda, i-am scris pe telefon ca să n-audă nimeni ce mi-a zis Duhul Sfânt pentru ea. I-am deschis telefonul pe notes, i-am mărit dimensiunea la text și am zis, am un mesaj de la Dumnezeu pentru noastră. A început să plângă, a intrat în locul unde pregătea mâncarea în bucătărie și nu mai ieși deloc. I-a vorbit Dumnezeu. O poți întâlni oriunde pe fata aia, pe băiatul ăla. Fii acolo. Tu trebuie să fii reprezentantul lui Dumnezeu în generația ta. Sunt oameni care urcă la etajul 10 și își pun un semn. Și zic așa, dacă nimeni nu-mi trimite niciun mesaj în următoarele 5 minute, mă arunc în gol. Cui să-i vorbească Duhul Sfânt să trimite mesaj? Nu ție care crezi în lucrarea Duhului Sfânt? Cu cine să vorbească Dumnezeu? Nu cu noi? Ba, cu noi ar trebui. Aș putea să vă țin până dimineață cu cazuri de genul. Care e cel mai corect mod în care să mă rog pentru viitoarea soție, viitorul soț? Poți să-i spui Dumnezeu orice despre el, dar în primul rând să-i spui să fie pocăit. Să-i spui să stea lângă Dumnezeu, Doamne, fă-l acum să-și orienteze, să-și organizeze agenda, să fie un om serios. Doamne, dacă va fi în următoarele săptămâni indentat un accident din partea diavolului, păzește-l. Deci în timp ce tu te rogi, trebuie să te conectezi cu Duhul Sfânt. Trebuie să accepți mesaje de la Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Au fost momente care a trebuit să zbor în diaspora. Spre exemplu, trebuia să zbor odată în Italia. Și aparatul de zbor a stat o oră în stand-by, ne-a urcat în avion și ne-a spus că are o problemă tehnică, ne-a ridicat pe toți în picioare să coborâm din avion și după vreo 15 minute ne-a spus, stați jos. Erau oameni care deja lacrimau. Vă spun sincer că mi-a fost foarte greu să zbor cu avionul ăla. Adică te ține peste o oră în picioare sau în avion, apoi îi spune cobor că nu poți merge cu el. I-am trimis atunci un mesaj Alexandrei. Nu i-am spus nimic despre probleme, i-am spus doar că o iubesc
și că mă rog pentru ea. Eu cred că s-a rugat pentru mine. E foarte important ce te rogi. E foarte important să fii conectat. Aparatul ăla de zbor care trebuie să meargă. Poate cineva pus de diavolul a încercat să pună o bombă. Tu roagă-te. Lasă că prin tine, prin gura ta să vorbească în limbi Duhul Sfânt. Tu vorbești într-o limbă pe care nu o cunoști, dar Duhul spune taine cu Dumnezeu și tu te rogi și spui, Doamne, fă ca aparatul de zbor al tatălui meu să ajungă cu bine pe pistă, să aterizeze cu bine. Și Duhul mijlocește. Și aparatul ajunge nu pentru că tu ești tare, ci pentru că Duhul Sfânt vorbește prin gura ta. Așa să te rogi pentru viitoarea ta soție. Legat de cum arată, n-am nicio problemă. Poți să spui să fie frumoasă, inteligentă, să aibă 15 facultăți. Ce vrei tu poți să spui? Dar așteaptă-te să nu fie neapărat cum te rogi tu. Și după ce spui toate preferințele tale, apleacă-te în rugăciune în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, dincolo de ce vreau eu, fă să se facă voia ta. Fă, Doamne, planul tău suveran să se deruleze. Nu vine băiatul cel mai frumos pe care ți l-ai imaginat, nu știu cum arată, nu vine ăla cel mai frumos, să fie pocăit. Să fie un om onest, sincer, serios și care dacă a spus da, să rămână da pe viață, nu doar pentru câteva ore, zile la zile. Să fii 100% că tu pornești pe drumul ăsta și nu în drumul fondat. Spune-i, Doamne, dacă vezi cumva că omul ăsta în timp, în istorie, ajunge să derapeze, nu mi-l da. Ai voie să-i spui asta lui Dumnezeu? A intrat în birou la mine o fată și mi-a spus, frate Caleb, pun înainte Domnului un băiat. I-a spus metoda care la dumneavoastră, 3 săptămâni, o lună, și a zis, frate, nu înțeleg de ce nu simt că e pentru mine. Aproape că m-a enervat. Și vă spun sincer. Păi, soră, ți-am spus tot, cum? N-am putut să trec peste decizia ei. Știi ce s-a întâmplat cu băiatul ăla? La interval de o lună, i-a căzut o piatră în cap și a murit pe loc. Am zis, da. Ce bun simț ai avut, fată. Mă înțelegeți? Ea era pornită că dacă îi spune da, și el era foarte hotărât să fixeze nunta, să se apropie sentimental, să se gândească la viitorul lor. Dar acum era momentul în care Duhul Sfânt a pus un simț pe inima ei și a zis, nu, acum e măritată cu altcineva. Vă dați seama ce ar fi fost dacă ea punea sentimente, programa emoții. Înțelegeți? Fii atent și fii onest, acceptă că Dumnezeu îți poate vorbi cum te aștepți. Cum să-ți cunoști chemarea, că sunt mai multe întrebări pe tema asta, e foarte important, legat de chemare, să înțelegi că Dumnezeu îți răspunde în funcție de planul său. Există o predispoziție spre o slujire anume pentru că Dumnezeu te-a capacitat cu anumite abilități. Iertați-mă, eu am cântat 10 ani în cor și 10 ani în afară, dar nu mă pune să cânt solo. Nu că n-aș putea, dar nu-s pentru asta. Sunt unii oameni care vor să cânte neapărat, domnule, dacă n-ai dar, stai acasă și cântă până te aud toți cocoșii din lume, nu știu ce să faci. Dar oprește-te, nu mai încerca să cânti la microfon, că nu ești pentru asta. Înțelegeți? Adică dacă toată lumea își dă seama că tu n-ai chemare, un pic, ascultă-mă ce spun. Te faci de minune. Cine are chemare se vede. O să vină momente în care dacă ai chemare, dușmanii tăi spirituali sau concurenții tăi, oamenii care nu te suportă, o să vină și spună, mă, orice facem despre el, ăsta are dar. Că nu-l suportăm, că e prea înalt, ca mine, că nu știu cum, da? Înțelegeți? Dar o să își dea seama că ai chemare. Ei, e foarte important, legat de chemare, să-ți realizezi care e darul Duhului Sfânt pentru tine. Domnul Iisus are slujbe, Tatăl are lucrări și Duhul Sfânt are daruri. Ei, darurile Duhului Sfânt se pliază pe niște lucrări pe care le-a programat Dumnezeu Tatăl și pe niște slujbe care le împarte Domnul Iisus. Să nu uiți așa la întâmplare, fiecare face ce vrea aici. Că eu sunt băiatul cu tare, că eu sunt feca nu știu cine, că... Bă, prietene, hei, aici nu-i patron, mama, tata, bunicu? Aici nu există patroni, aici capul bisericii e Hristos. Slăudat să fie Domnul. Adică noi nu facem ceva, știți, care e cea mai mare problemă. Cine activează într-un domeniu în care nu-i pus de Domnul, lucrează degeaba. Dumnezeu nu are nevoie de voluntari. Stăpânul angajează în vie. Alege pe cine pune, unde, cum, când.
Și când stăpânul s-a dus la angajații lui, a zis, angajatule, te-am pus peste asta, ai fost credincios? Ți-am dat 5 talanți, ai adus 10, felicitări, îți dau mai mulți. Ai primit un talent și l-ai băgat supreș, în pământ, în groapă? Blestem primește. De ce nu i-o zis, n-ai lucrat cu aia 5 talanți? Păi nu-i-o dat. Chemare înseamnă să ai pace. Chemare înseamnă să nu faci nimic din ambiție, din dorință de impresionare, să arăți la oameni că ce faci tu. Când ai o chemare de la Dumnezeu, faci cu responsabilitate. Plângi, te rogi, îți pasă de ce faci, te interesează. Te uiți cum să faci de calitate performanță, nu performanță doar profesională, performanță spirituală. Postești pentru rugăciunea aia pe care o spui odată. Te rogi înainte lui Dumnezeu, cauți fața Domnului și spui Domnului, Doamne, eu nu pot să fac totul. Eu vreau să fac părticica mea. Și dincolo de asta, Dumnezeu te va ajuta. Mai răspund la vreo întrebare? Cum se face? Dați-mi cheia. La ultima răspund. Nu știu ce cu băutura, ai interzisă sigur. Ce? Lasă să zici nimic. Băutura, adică alcoolul, este interzis. Să scrieți cu litere mari pe display să audă ăștia. Da, o vorbire în limbi. Botezul cu Duhul Sfânt are semnul inițial vorbirea în limbi. N-a zis amin. Deci, când cineva e botezat cu Duhul Sfânt, când e botezat cu Duhul Sfânt, vorbește în limbi. Ăsta e semnul evident. În cele 5 cazuri din Faptele Apostolilor, în toate, în 3 dintre ele este scris negru pe alb explicit și în 2 dintre ele se înțelege din context. Nu întreba acum în detalii. Semnul care e evident, deci ăsta nu îl pui la îndoială, vorbit în limbi. Dacă e bolborosire, nu-i vorbire. Vorbirea în limbi e vorbire. Vorbirea în alte limbi e fluentă, poate avea mai multe cuvinte sau mai puține. Cineva a pus întrebarea dacă vorbirea în limbi condiția mântuirii. Întrebarea e greșită. Da? Să înțelegi ce zic? Deci, Duhul Sfânt are 4 lucrări supranaturale. Nașterea din nou, când îl convinge pe om de păcatele lui. Pocăința, când omul acceptă să se pocăiască. Duhul Sfânt îi creează contextul. A treia lucrare este sfințirea, care trebuie să se termine când se termină viața, cum am predicat astăzi despre sfințire. Duhul sfințește, este sfințitorul. Și a patra lucrare este botezul cu Duhul Sfânt. A se înțelege foarte clar că botezul cu Duhul Sfânt este independent de nașterea din nou, pocăință și sfințire. Doar atât are de a face botezul cu Duhul Sfânt, că nu poți fi botezat cu Duhul Sfânt dacă n-ai fost născut din nou, dacă n-ai fost pocăit și dacă nu ai intrat în procesul sfințirii. Da? Dar când te-ai sfințit, n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt instant. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ăștia au zis nu. Păi de cum? Cu crezut, domnule? Samaritenii au primit cuvântul, s-au botezat în apă, că nici botezul în apă nu generează botezul cu Duhul Sfânt, și totuși, Petru și cu Ioan Apostolii au fost trimiși de la Ierusalim, asta înseamnă distanță, timp, asta înseamnă drum parcurs. De ce? Au fost trimiși de la Ierusalim la Samaria ca să se roage pentru ei și să fie botezați cu Duhul Sfânt, să primească Duhul Sfânt, asta e expresia acolo biblică. Da? Deci botezul cu Duhul Sfânt este independent de botezul în apă, nașterea din nou, sfințirea și de pocăință, independent. E un eveniment fixat în timp. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, vorbești în limbi, semnul esenț, evident. Apoi, semnul care este experiențial, adică de experiență, este că ai pace, bucurie și putere. Și voi veți primi o putere când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și al treilea semn al botezului cu Duhul Sfânt este semnul esențial, roada Duhului. Tu nu poți înjura și să fii botezat cu Duhul Sfânt. M-ați auzit ce am zis? Tu nu poți să faci fals în acte și vorbești în limbi. Zero! Ești botezat cu Duhul Sfânt autentic, ai o viață curată. Trăiești sfințirea, se vede nașterea din nou. Ești pocăit autentic.
Dacă ai apucat să te botezi în apă sau nu, nu asta e condiția. Că dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, o să fii disperat să te botezi în apă, asta e altceva. Dar când ești botezat cu Duhul Sfânt, ai roada. Și eu vă întreb ceva și închei. De ce gândim unii exclusivist? Adică, lasă frate că vorbesc ăștia în limba niște bagabonți. De ce e exemplele greșite? De ce vrei numai roada? Unii numai roada o vor, alții numai botezul cu Duhul Sfânt. Dar de ce nu luăm cum scrie în Biblie? Că în Biblie scrie botez cu Duhul Sfânt, vorbire în limbi, înainte născut din nou, pocăit, sfânt, rodind. Că, dragilor, dacă a coborât Duhul Sfânt peste un om și l-a botezat, nu se poate să nu rodească Duhul Sfânt în el. Amin? Așa că mi-aș dori să vorbiți în limbi ca Sfântul Pavel. Doamne ajută!